Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Buzău! Da, da, a venit și rândul Buzăului. Luăm, bineînțeles, tot așa cum v-am învățat la pas. Suntem cu domnul Emanuel Vârgolici. Am o problemă cu numele, îmi cer scuze. Și mai ales că numele meu nu este chiar ușor de pronunțat. Un pic mai așa, da. Bine ați venit la Buzău! Bine v-am găsit! Cam ce facem astăzi, înainte de a porni la drum? Astăzi vă propun să descoperim câteva file de istorie a municipiului nostru. Bineînțeles, de la primii ani ai nașterii sale, de după nașterea sa, și până în prezent, sau până aproape de zilele noastre, pentru că, aș îndrăzni să spun, lucrurile mai interesante parcă s-au petrecut cumva în trecut. Municipiul nostru, asemenea altora din țară, vă poate prezenta foarte multe lucruri interesante. Este și el marcat de prezența unor personalități care și-au pus amprenta asupra învățământului, poate medicinei, în multe domenii, în orice caz. Și de asemenea este martorul unor fapte menționate de analele istoriei și apreciate ca fiind foarte interesante. De aceea cred că orașul nostru merită acest demers al vostru și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit și la urbea noastră. Cu mare plăcere, de-abia așteptăm să descoperim orașul. Am pornit din fața unei biserici. Da, suntem în fața unei biserici relativ noi, construite în 1991, sau începută în 1991. Ea este închinată patronului spiritual al municipiului nostru, este vorba de Sfântul Sava Gotul. Îi zice Sava Gotul deoarece în secolul al IV-lea, când el s-a născut, a trăit și a propovăduit credința creștină, zona aceasta era la granița Imperiului Roman cu teritoriile ocupate de goți. Istoria nu cunoaște exact dacă Sava Gotul era născut într-o familie de goți creștinați și stabiliți în această zonă sau o familie de români, cum se acreditează ideea aceasta de către alte surse. Așadar, vorbim despre Sava Gotul, un martir al zonei, un preot născut și crescut în satele din vecinătatea râului Buzău, în care zonă a propovăduit credința creștină. Acolo a fost, în anii maximei prigoane creștine, prins și forțat de către goții care stăpâneau zona să se lepede de credința creștină și să mănânce bucate închinate idolilor, lucru pe care el l-a refuzat, astfel încât la aproximativ 38 de ani, în anul 372, el a fost martirizat în apele râului Buzău. Încercări de a-l omorâ au fost mai multe, dar asemenea altor sfinți creștini ele au eșuat. Au reușit deci până la urmă să-l înnece în apele râului Buzău, iar aceste fapte ale lui ca bun creștin, cât și martiriul respectiv sau evenimentele legate de martirizarea sa au fost consemnate și există într-un document care se află la Vatican. Ei, acesta este un reper pentru municipiul Buzău și în cinstea acestui sfânt, Sava Gotul de la Buzău, a fost ridicată de către, prin strădania, aș îndrăzni să spun, a preotului Mihail Milea, această biserică. Ea a început în anul 1991, construirea ei, dar cum fondurile au venit greu, sfințirea și inaugurarea, ca să spunem așa, s-a făcut acum mai aproape de zilele noastre. Deci construcția ei a durat, iată, aproape 30 de ani. Un lucru foarte interesant legat de această biserică este că aici, chiar în locul în care sunt ghereta paznicului și stratul cu flori, era bisericuța copiilor, o bisericuță din tablă, un lucru absolut nou la vremea aceea, o inițiativă a preotului Milea pe care mulți oameni în vremea au apreciat-o ca fiind unicat în țară. Între timp, alte bisericuțe ale copiilor au mai fost deschise. Da? Au mai fost deschise, între timp. Da. De aceea puteți vedea acolo că unul dintre hramurile acestei biserici, în special hramul Bisericuții Copiilor, aflată la demisolul catedralei, este Sfântul Stelian, ocrotitor al copiilor.
Care e ideea de a le dedica copiilor o bisericuță sau un loc în această catedrală? Preotul Milea se pare că a fost foarte marcat de foarte mulți tineri morți la Revoluție și de escaladarea întreruperilor de sarcină, treabă liberalizată la începutul anilor 90, și el a dedicat practic această biserică acestor copii morți la Revoluție sau acestor copii nenăscuți în urma întreruperilor de sarcină. Biserica este construită într-un foarte frumos, aș îndrăzni să spun, stil românesc. Dacă vă uitați, ea are elemente din stilul brâncovenesc, atât de construcție cât și ornamentale, și bineînțeles urmează și o linie arhitecturală clasică a bisericilor bizantine. Suntem acum în lateralul bisericii, dar până să ne mai spuneți câteva detalii, vă rog să ne spuneți de unde a venit numele Buzău. Da, Buzăul se pare că derivă de la... Vine de la Buză, nu? Nu e exclus, dar okay. Nu sunt un filolog și nu sunt în măsură să vă spun foarte multe cuvinte din perioada aceea, dar se pare că Buzăul vine din... denumirea dacică a râului care curge un kilometru mai la nord de noi, da. Râul Buzău, Musaios în vremea respectivă. Hărți aflate în Evul Mediu dădeau târgului acesta și alte nume învecinate cu Buzău, adică Buzeu, Boza și ceva asemănător, denumire asemănătoare, până la stabilirea acestui nume cu mai bine de 100 de ani în urmă. V-am spus un pic mai devreme despre începuturile vieții aici, în zona Buzăului, dar ar fi mult spus să zicem noi că în secolul al IV-lea aici exista cine știe ce. Da, era o populație dacică, de aceea vă spuneam și numele care derivă, se pare, din limba dacilor liberi din această zonă. Era populația goților stabilită aici și toată viața socială până la urmă se desfășura în mici așezări cumva aflate pe malul râului Buzău. Până la înființarea târgului Buzău și mai ales până la prima sa atestare documentară avea să treacă mult timp, secole chiar. Da. Anul 1431, de exemplu, este anul în care este prima oară menționat în documente târgul Buzăului ca loc în care negustorii brașoveni, spre exemplu, erau scutiți de a plăti vamă în acest punct de întretăierea drumurilor comerciale. Da. Deci 1431, pe vremea domnitorului Dan al II-lea, este acest reper, această mențiune documentară pentru Buzău ca oraș de data asta, nu ca zonă, ca județ. Așa. Iar un al doilea reper, aflat în vecinătatea celui numit anul 1431 și menționarea în documentele din vremea domnitorului Dan al II-lea, este anul 1500, când ia ființă Episcopia Buzăului. Da. Ea este foarte importantă pentru Buzău. Vom vorbi un pic mai târziu despre ea în mai puține idei, pentru că e foarte greu să vorbim în câteva zeci de minute cât are filmul despre activitatea de mai mult de 500 de ani a episcopiei, dar vom preciza acum, referitor la începuturile municipiului Buzău, faptul că episcopia avea și un amplu caracter lucrativ. Avea pământuri în proprietate, avea robi țigani aflați în stăpânire pe care îi muncea de atunci din Evul Mediu și până la abolirea robiilor. Da. Așa, și de asemenea deținea mori de aflate pe cursurile râului Buzău și ale unor gârle, ale unor iazuri aflate în vecinătate. Deci nu numai activitatea creștin-ortodoxă a bisericii din cadrul Episcopiei Buzăului, ci și aceste aspecte economice erau menționate în documentele vremii și erau precizate ca fiind elemente foarte importante ale înființării unei vieți sociale și economice în această zonă. Așa e, da.
Aș dori să vă mai spun că în afara acestei biserici, fundația pe care o conduce preotul Milea a ridicat în cinstea Sfântului Sava Gotul, la marginea orașului, un frumos monument în care de bobotează se țin slujbele aferente, acelea de aruncare și aducere la Mala Crucii, și acel loc este cumva menit să ne amintească de Sfântul Sava Gotul, de martirizarea sa în apele râului Buzău, și din punct de vedere artistic este un monument frumos, alcătuit dintr-un postament în care îi sunt dedicate câteva cuvinte Sfântului Sava Gotul, dar și o cruce foarte frumoasă, cioplită în stil bizantin, bineînțeles în marmură. Ei, iată că suntem în fața unei foarte interesante vile, dar ne zice Emanuel mai multe. Da, este Vila Albatros, reședință a lui Alexandru Marghiloman, fost prim-ministru al României. De această vilă sunt legate foarte multe povestioare, poate chiar decizii politice luate aici, de omul politic Alexandru Marghiloman, și, bineînțeles, loc al unor banchete și al unor petreceri pe cinste. Da. Vorbim despre Alexandru Marghiloman, un om născut la mijlocul anilor 1800, mai precis în 1854, într-o familie foarte bogată, dar care a și studiat și a devenit procuror, avocat, judecător mai întâi și la final avocat, ulterior, la 30 de ani, devenind deputat al Partidului Conservator. Da. Alexandru Marghiloman avea aici cartierul general, în Vila Albatros, vilă care poartă numele calului său favorit, pentru că Alexandru Marghiloman era și un împătimit crescător de cai. În spatele acestei construcții vom vedea în amenajare, în renovare mai precis, grajdurile hergheliei sale. Ca să vă faceți așa o idee despre dimensiune, domeniul pe care ne aflăm avea la vremea în care aici locuia Alexandru Marghiloman o suprafață de 22,5 hectare, cu tot cu Eleșteu. Aici era un hipodrom și se organizau, cum v-am spus, demonstrații hipice și petreceri fastuoase. Chiar cei care participau spuneau la un moment dat că se face o deosebită risipă în ideea de a face musafirii să se simtă bine. Alexandru Marghiloman, întoarcem un pic, era fiul unui bogătaș căsătorit cu o fată de asemenea foarte bogată din Oltenia. El era un arendaș din zonă, care a fost și prefect, și primar, și negustor foarte iscusit, dar și hoț de cai. Probabil că de aici Alexandru Marghiloman a moștenit dragostea față de cai, pe care, v-am spus, a dus-o mai departe. Hergelia sa, câștigând 27 de derbiuri în competițiile vremii. Ce să vă mai spun despre vila lui Alexandru Marghiloman? Ea a fost ridicată în aproximativ 13 ani. A început în 1884, atunci când el a devenit parlamentar. Dar la finalizarea construirii era ceva ieșit din comun. O să vedem la interior. Mult lemn de stejar, pereți, acum nu-i mai vedem, dar vă spun cum erau pe vremuri, tapetați cu mătase sau cu cretonă, cu bumbac, iar numărul camerelor acestei vile era de 31. Okay. Ei, în afara acestei construcții, domeniul avea o casă de oaspeți în care, v-am spus, primeau, familia Marghiloman primea adesea mulți musafiri, dar și paznicul stabilimentului avea casa lui, și grădinarul avea casa lui. Chiar clasa grădinarului este acum în proces de reconstruire, undeva în zona estică a domeniului. Și baza hipică avea 54 de boxe.
Vă dați seama cât de costisitoare este, fiind această activitate, da, la ce nivel se ridica. Alături de dragostea lui Alexandru Marghiloman față de cai, de la el ne-a mai rămas Marghilomana, o cafea făcută nu cu apă, ci cu coniac. Am auzit de ea. Cu coniac, cu rom sau în vremurile noastre chiar și cu whisky, în orice caz cu o tărie înfierbântată. Da. Povestea ei se pare că vine dintr-o eroare a celui care a făcut-o punând această băutură în loc de apă sau a făcut intenționat pentru că terminaseră apa fiind într-o deplasare la vânătoare. Da. Deci ne-a rămas de la Alexandru Marghiloman această cafea, pe care, sincer vă spun, n-am încercat-o, dar dacă doriți, puteți fierbe oricând niște rom sau niște coniac. Găsiți și probabil rețeta pe internet. Cu siguranță, deci, cu siguranță. Puteți cu siguranță. Vedea cum e. Da, Alexandru Marghiloman, ca om politic, a fost un politician conservator. El a venit imediat după înființarea Partidului Conservator de către Titu Maiorescu și Manolache Pureanu. În partid au mai fost oameni importanți ca Lascăr Catargiu, Pepe Carp și Alexandru Marghiloman. În această pleiadă de foarte importanți politicieni români a avut un loc de frunte. El, la un moment dat, după retragerea lui Maiorescu în 1914, a preluat conducerea partidului, dar a fost și prim-ministru din partea acestui partid. E adevărat, pentru o perioadă scurtă și una nu foarte fericită pentru țară, dar aș îndrăzni să spun că și istoricii cumva îi recunosc acest merit, a depășit cu dibăcie această perioadă. Despre ce este vorba? Pe mandatul lui Marghiloman s-au suprapus două evenimente majore. Da. Primul este pacea de la Buftea București, prin care, după unii istorici care voiau să îngroape istoria Partidului Conservator și perioada de conducerea lui Marghiloman, au spus că România a fost desființată ca stat în perioada respectivă. Era mult spus, dar da, oricum a fost foarte afectată, deoarece a pierdut Dobrogea și Cadrilaterul, dar ca teritoriu numai atât. În schimb, a pierdut alte beneficii sau alte aspecte, spre exemplu, trecătorile de peste Carpați, ori drepturile de navigație pe Dunăre sau mai ales drepturile de extracție asupra petrolului pentru 90 de ani erau concesionate. Erau, wow. Da. Da. Prevederile însă, prevederile acestui tratat de la Buftea București nu au fost niciodată puse în practică pentru că ele nu au fost promulgate de regele Ferdinand. Clauzele acestui tratat au fost ulterior anulate, iar cel de al doilea aspect care s-a suprapus peste perioada de prim-ministeriat al lui Alexandru Marghiloman a fost unirea Basarabiei cu România în martie 1918. Încă o dată, dacă tragem linie și adunăm suprafața pierdută față de cea câștigată prin această unire despre care am vorbit, iese într-un rezultat pozitiv pentru, da, țară. A fost al 25-lea prim-ministru al României, Alexandru Marghiloman, dar trebuie notat că 12 dintre acești 25 au fost dați de Partidul Conservator, un partid relativ tânăr, de mai puțin timp înființat față de vechiul Partid Național Liberal, dar datorită personalităților care îl alcătuiau, în special în conducere, da, a avut într-adevăr, da, mulți prim-miniștri și o activitate, mă rog, până la scindarea sa și până la împrăștierea principalilor conducători în diverse alte partide, o activitate destul de interesantă. Am dat o tură și am văzut că se lucrează. Practic, nu mai e mult și se pune în funcțiune, să zic așa, dacă nu chiar este pus în funcțiune. Da, da, da. Că am văzut că se lucrează și la grajduri, am văzut că se lucrează și la casa de oaspeți, dacă puteți, da, să spunem așa. Da. Deci e clar că aici se întâmplă lucruri și asta, da, e foarte interesant. Da, da, da. Spuneți-ne de activitatea. Încă de la acestei vile. Renovarea vilei Albatros, un lucru care este finalizat aici și a fost înființat
Centrul Cultural Alexandru Marghiloman. Okay. Uniunea Europeană, când acordă finanțare pentru anumite proiecte, nu acordă finanțare nici că a fost Alexandru Marghiloman un om bun, nici că este primarul care solicită fondurile un om bun. Nu, Uniunea Europeană alocă bani pentru viitor, pentru acea dezvoltare sustenabilă despre care se tot vorbește, despre acea dezvoltare a societății și cumva să facem în societatea respectivă și alte lucruri decât să mâncăm și să facem cald în casă, adică să depășim nevoile primordiale. Astfel încât renovarea vilei Albatros a fost făcută cu fonduri europene, a costat foarte mult, dar renovarea este una de calitate și a fost finanțată pentru că aici să existe un centru cultural. Okay. Și există Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, și care are... spus că este activ. Da, e foarte care activ. Este foarte activ. Da. Este foarte potrivit pentru ceea ce înseamnă nevoile unei societăți de mileniul 3. Aici, în parc, despre care vom vorbi imediat, vin în permanență oameni, dar tot în acest parc se organizează festivaluri pe care această instituție a primăriei, Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, le organizează. Adică face festivalul Antante pentru copii. Un festival care ține un weekend și în care, la care vin oameni și din alte județe, nu numai pentru buzoieni. Se organizează festivalul Buzăul lui Marghiloman, de exemplu. Se organizează frecvent aici în weekend piese de teatru într-una dintre săli. Adică își cam face treaba acest okay. centru cultural. Apoi mergem la cealaltă clădire, care este fosta deci, casă de oaspeți și care asta e vila Albatros, în și aia e fosta casă de oaspeți, care e aproape finalizată ca reconstrucție și renovare, dar hai să zicem chiar reconstrucție, pentru că pe alocuri pereții erau deteriorați și dacă toată structura de rezistență și pereții sunt deteriorați, nu prea mai e vorba de o renovare. Oricum, ea este reconstruită cu... după planurile originale, după lucrări care ne-au rămas din vremea lui Alexandru Marghiloman și probabil va fi o clădire conexă și aparținând aceluiași centru, iar cum ai spus, în spate și le-am filmat, se văd și în acest cadru, deci, sunt grajdurile... Următoarea clădire. Da. Da. Aici nu cred că va mai fi vorba de o actualizarea așa a activității din trecut, pentru că nu cred că va avea cineva intenția de a readuce aici cai și de a face o activitate hipică specifică, pentru că asta necesită foarte mulți bani și o îngrijire a cailor, îndrăznesc să spun, un pic mai dificilă de specialitate. Da. Întorcându-ne la parc, vă spuneam mai devreme, în original, acest domeniu avea 22,5 hectare. Era un parc dendrologic în care Alexandru Marghiloman a adus, a aclimatizat, a plantat oamenii lui, bineînțeles, foarte multe plante din Europa și în vecinătatea, în imediata vecinătate a castelului, a vilei Albatros, noi buzoenii mai spunem și castel, era o grădină englezească foarte, foarte frumoasă. Însă și Regina Maria a venit în mai multe rânduri aici și îi plăcea foarte mult să vină la vila Albatros pentru că se simțea ca în străinătate. Spunea, exact datorită acestei ambianțe create de grădina englezească respectivă. Da. Încă o dată venim la resursele financiare ale familiei Marghiloman, care erau, cum se spune în prezent, buget nelimitat și de aceea, probabil, sau și din acest motiv, Regina Maria se simțea aici tratată ca în străinătate. Da. Întorcându-ne la, pentru finalul acestui mic episod din filmul nostru, întorcându-ne la Vila Albatros, aș vrea să vă spun că ea este, a fost proiectată și realizată după planurile arhitectului Paul Gautreau, cel care ne-a lăsat Palatul Cec din București ca operă de arhitectură extraordinară. Și, de asemenea, foarte interesant este că această vilă are la subsol beciuri care aveau hrube, bineînțeles, pivnițe, cum să spunem, umplute cu toate cele necesare traiului familiei Marghiloman. Și
De asemenea, trebuie spus că între petrecerile fastoase și extraordinare care s-au făcut aici, este și sărbătorirea a 23 de ani de viață ai regelui, al celui care urma să fie regele Carol al II-lea al României, în anul 1916, când Casa Regală și conducerea statului se refugia din Bucureștiul ocupat sau atacat, asediat de generalul Mackensen, se refugia spre Moldova. Da. În vremea respectivă, ca și în vremurile noastre, potrivit principiului românesc, țara arde și baba se piaptănă, aici, în 1916, trebuia făcută și o petrecere pentru această aniversare. Pentru a marca, oricum petrecerea a venit un pic mai târziu decât data exactă a nașterii lui Carol al II-lea, dar cu acea ocazie, în acest loc, el a fost și avansat la gradul de major al armatei române, apoi suita și-a văzut de drum în continuare spre Moldova. Exact. Suntem la începutul primului drum pietonal dintre cele trei pe care avem să le facem astăzi în orașul Buzău. Primul dintre ele, cel mai spectaculos, cel mai frumos și mai încărcat așa de inedit, este drumul vulturului Ilie, cum i-am spus pentru acest film. El, de altfel, ăsta e și numele lui, vulturul Ilie. El fiind un drum pe care un vultur, astfel botezat, îl făcea zilnic, dimineața ducându-se în piață și spre prânz și spre după-amiază venind din nou la gară. Ce era cu acest vultur Ilie? O să vă spun pe scurt și vom continua istoria mai încolo. Era vorba de un vultur care a fost domesticit aici în zona gării și a trăit printre noi buzoenii, oferindu-ne chiar, să spun așa, un mic blazon, o mică emblemă a municipiului prin existența sa de două decenii în Buzău. Drumul nostru începe din zona gării, un punct foarte important pentru comunicațiile din și din secolul XIX, ca și din secolul al XX-lea, din zona gării, pentru că aici veneau trenuri de marfă, veneau trenuri de călători, dar venea inclusiv trenul regal. Când principele Carol I a ales să viziteze pentru prima oară Buzăul, a făcut-o cu trenul, iar în anul următor, când a trebuit să meargă spre Focșani, de asemenea a venit cu trenul până în gara Buzău. Ca să o luăm puțin în ordine cronologică, aș vrea să vă spun că gara Buzău datează aproximativ din jurul anului 1870, când a fost construită o construcție cu această destinație, ocazia fiind deschiderea primei linii de cale ferată dintre București, Ploiești, Buzău și Galați. Ok. Câțiva ani mai târziu, acest lucru se întâmpla aproximativ la 1870, 11 ani mai târziu s-a deschis linia în continuare până la Mărășești și apoi în continuare spre Moldova, drumul cu trenul devenind o obișnuință, v-am spus, inclusiv pentru Casa Regală. Gara în forma pe care o are în prezent este aproximativ din 1920, când a fost astfel creionată, construcțiile anterioare fiind mai modeste. În fapt, această construcție a fost începută înainte de Primul Război Mondial, lucrările au stagnat și au fost finalizate, cum spuneam, în 1920, la forma aproximativ pe care o vedeți acum și în stilul arhitectural respectiv. Gara arată cât de cât bine, deoarece a fost renovată într-un proiect finalizat în 2010, când a fost adusă la standardele, dacă nu europene, măcar pentru noi românii, ale mileniului 3, să știți. Anterior, fiind o instituție un pic insalubră, asemenea pasajului care subteran trece care face către cartierul, către cartierul din spatele gării. Acolo este un cartier... deci acesta nu numai că face legătura dintre linii, face legătura și dintre acest bulevard și un cartier. Și două cartiere lipite, o cartiere exclusiv de case. De asemenea, vechi vetre de locuire de către buzoieni. Anterior electrificării căilor ferate române, accesul se făcea pe o pasarelă supraterană, da. După ce s-au întins liniile de 27 de kV, datorită faptului că au fost și unele accidente, pasarela a fost dezafectată și a fost construit tunelul respectiv. Tot așa, ca o
nu neapărat o curiozitate, dar un inedit al locului, în care există un eleșteu cu pești și broaște țestoase de mulți ani și a existat până pe la începutul al anilor 90 și un cinematograf de către pretențioși numit veceu cu cinematograf, pentru că nu erau condiții prea grozave. E, acum să știți, vă spun sincer că eu am copilărit în zonă și am venit aici să văd filme și n-am pățit nimic. Ba chiar copil fiind, mă bucuram de prețurile un pic mai scăzute, pentru că și cinematograful era de o calitate. Mai rămâneau bani de briefcore. Mai rămâneau și de un suc, într-adevăr. Da, piața Gării în care ne aflăm a primit acest cadou în urmă cu câțiva ani, pentru când s-au marcat 150 de ani de la circulația trenurilor prin această zonă. Ceea ce vedeți este o locomotivă Malaxa din 1936. Modelul următor, cel din 1939, a fost chiar expus la o expoziție importantă la Milano în 1940. Deci este un produs de calitate și, bineînțeles, este un obiect cu care industria românească se mândrește. De asemenea, în piața aceasta a Gării avem două clădiri foarte importante, undeva în spatele nostru, clădirea cu un etaj. Este o clădire în care Ion Luca Caragiale a avut un restaurant. Era practic o locație de gestiune, în trei camere, dintre care una era bucătărie, avea o mică cârciumă pe care a reușit să o țină în viață din punct de vedere economic numai un an, deoarece foarte multă lume prietenoasă cu marele dramaturg venea, mânca, bea și la sfârșit spuneau mulțumim, Nene Iancule, îți dorim multă sănătate și plecau fără să plătească. E, Caragiale, probabil așa îi era felul și nu striga după ei, n-a alergat după ei cu bonul fiscal, ca să vorbim în termeni mai actuali. Da. El fiind la data la care a avut acest restaurant, un om matur de aproape 40 de ani, primii doi copii erau născuți, al doilea chiar avea un an și rămăsese în grija soției. El, având grijă de această mică cârciumioară din gara Buzău, spuneam, n-am spus, la 1894 aproximativ, având grijă împreună cu soacra lui și o nepoată. Da. Afacerea lui Caragiale s-a oprit după numai un an de zile, înregistrând un faliment răsunător. El și-a plătit falimentul donând sau lăsând în contul acestui faliment un pian, un șifonier și o bibliotecă. Cea de-a doua clădire foarte importantă din zona Gării, dar despre care avem din păcate mai puține date, este Hotelul Bucegi. Din nefericire este construit pe un fost stabiliment gen casă de toleranță și probabil multă vreme de aceea nu s-a putut lepăda de acest statut. Nu am cunoștință despre renovări, știu doar că a fost subiectul unor privatizări originale românești și apoi se pare chiar al retrocedării către urmașii vechiului proprietar. Nu putem pleca din gară fără a aminti și faptul că stația de cale ferată Buzău are o linie specială numită linia 20. Da. Ea este linia pe care coboară trenul de pe Valea Buzăului, tocmai de la Nehoiaș, din zona Siriului, o linie de 74 de kilometri lungime, construită în vremurile în care noi credeam că oamenii nu erau prea pricepuți, terminată în 1909, dar ea vine în gara Buzău numai din 1942. Până atunci se oprea în Târgul Drăgaica, unde ducea, unde își făcea datoria, practic, pentru că pe această linie de cale ferată coborau din zona de munte piatra și masa lemnoasă exploatate pentru vânzare, da, care mergeau în târg, la fel și legumele și fructele din bazinul de pe Valea Buzăului. Și apropo de fructele de pe Valea Buzăului, la Pârscova a existat chiar o unitate de industrializare, făceau compoturi, gemuri, dar nici sătenii nu se lăsau mai prejos, făceau și ei o țuică foarte bună din prunele cultivate acolo și când făceau naveta pe vremea regimului comunist, venind dinspre Valea Buzăului spre oraș pentru a merge la muncă, toți aveau la ei câte o jumătate de țuică. Nu se putea veni cu trenul respectiv la oraș fără să ai la tine o jumătate de țuică. Celularul? Și bând, exact, și bând în permanență,
mirosul țuicii s-a impregnat în pereții trenului, ăsta nefiind un tren ale cărui vagoane să se schimbe, ele erau destinate trenului Buzău Necoiaș în permanență. Doar pentru linia 20. Mirosul de ăsta s-a impregnat în pereții trenului și trenul a căpătat supranumele de Țuicaru. Ok. Noi acum ne continuăm drumul, cum am spus, drumul vulturului Ilie. Deci, spuneam, practic, acesta este drumul, ăsta e drumul pe care, către centru, da. Pe care vulturul îl făcea... Îl făcea mergând pe lângă bordură, da, printre trotuar și partea, să zicem așa, mult spus, carosabilă a vremii respective. Asta pentru că pe trotuar mergeau oamenii. Exact. Pe, să zicem, carosabilul respectiv, șarete, trăsuri, cai și altele. Ce, da. Și atunci el mergea pe o bucățică mică aici, între, exact, între cele, da, două... Dar pentru că era domesticit, mergea pe jos. Da. Și de ce mergea? Ce treabă avea? Se ducea în piață. Pentru că în fiecare dimineață, în piață, ca în orice târg, la hala de carne și de pește, venea marfă proaspătă. Da. Și toată lumea îl cunoștea, toată lumea îl servea. Pe parcurs, nu erau atât, pe drumul acesta de două stații de autobuz câte sunt de aici până în gară, nu erau atâtea case ca acum. Dar unde era câte o gospodărie mai însemnată, oamenii îl vedeau, ieșeau cu câte o cratiță de mâncare din ce aveau prin gospodărie, o tocăniță, o ceva să-l servească. Nu că-i refuza. Ah. Vulturul preferând să mănânce doar carne. Bun. Deci, nu știu dacă am spus anterior, dar n-o fi cu supărare dacă repet, este vorba de o rasă de vulturi zăgan, un vultur cu barbă. Da. Se pare că exemplarul nostru avea aproape 9 kg, era foarte mare și mergea țanțoș pe marginea drumului, impunând așa o formă de respect. Da. Da. Deci el, trebuie că era o imagine foarte interesantă. Da, el a fost domesticit în cadrul unei prăvălii aflate dincolo de liniile de cale ferată. N-am înțeles foarte exact din documentare dacă era vorba de o prăvălie, însemnând un birt sau un magazinaș, ceva de genul. Dar acolo a avut loc tranzacția. Adică cel care l-a prins pe puiul de vulturi, care ulterior s-a numit Ilie, da, a crezut că e curcan. Ok. Și l-a vândut ca atare. Crezând că e o rasă mai deșteaptă, a cerut un preț mai însemnat, dar tranzacția a avut loc. Da. Proprietarul cârciumei, bănuiesc știind că nu-i vorba de un curcan, l-a luat, l-a băgat într-o cușcă cu gratii și l-a ținut acolo până s-a domesticit. Okay. După ce s-a domesticit, a început să joace prin curte, să socializeze cu oamenii și ulterior să zboare. Ok. Continuarea episodul următor. Ok. Spun asta deoarece în câteva secunde ne oprim să vorbim despre unul dintre cele mai vechi spitale din România. Este al treilea, primul din provincie. Mai mult de trei pași n-am făcut până aici. Da, am spus că ne oprim un pic din a povesti despre vulturul Ilie, pentru că am făcut acești câțiva pași pentru a ajunge în fața unui spital foarte important pentru noi buzoienii, deoarece el vine pe fondul înființării primului spital din țara românească, după cele două importante din București, Colțea și Pantelimon. Adică acesta, Spitalul Gârlaș, nu neapărat în construcțiile pe care le vedeți, este al treilea spital din țară. Ok. Spitalul Gârlaș, despre care vorbim aici, a luat ființă în 1792. Au fost construite câteva cămăruțe lipite de Biserica Sfinții Constantin și Elena, nu în această zonă, ci undeva într-o mahala dintr-un fost sat lipit de Buzău, numit Gârlaș, ulterior mahala a orașului. Da. Acolo unde erau mulți robi țigani, mulți țărani care munceau terenul agricol foarte bun de pe prundul Gârlii și cărora moșierița zonei, doamna Minculescu, le-a făcut spital. Deci ea a lăsat prin testament la 1792, era în viață, a pornit acest spital și a lăsat prin testament ca el să existe în continuare din banii lăsați de ea și să aibă în permanență doctor, farmacist și hrană pentru bolnavi. Iauzi, da. În acea zonă, spitalul a supraviețuit doar 6 decenii cu oarecare întreruperi, pentru că erau vremuri turburi. Ne-ai mai spus că Buzău a fost ras de vreo 11 ori, dar ne spui, ne dai mai multe informații după ce trecem. Au fost de la 1600, de la plecarea garnizoanelor lui Mihai Viteazul și până la 1821, cred că Buzăul a fost ras de 11 ori de pe fața pământului. Vorbind la modul sincer,
cu de documente, inclusiv oamenii fugeau pe văi către zona deluroasă și zona montană. Ne întoarcem. Spitalul pe acest amplasament vine în 1852, deci fix la 60 de ani de la înființarea sa. Da. Și de atunci până în prezent au tot fost construite și dărâmate pavilioane. Adică s-a lucrat corect, pentru că atunci când un spital este plin de microbi și de ce numim în ziua de astăzi infecții spitalicești, el nu are altă soluție, el trebuie ras, dărâmat, da, și construit altceva. E, aici, pe acest amplasament, așa au fost vremurile, de la 1852 până pe la până aproape de 1900, când s-a înființat următorul spital. Aici au tot fost construite, ridicate noi pavilioane și altele dărâmate, deși timpul poate părea foarte scurt. În timpul războiului de independență, acest spital a fost spital militar, iar de la 1900 a trecut la primărie, mă rog, mai existând o perioadă în care și episcopia a avut ceva competențe aici. Iată, funcționează și în prezent, de aceea am ținut să facem acest mic popas și să marcăm faptul că Spitalul Gârlaș din Buzău este al treilea din țara românească, după cele două din București. Da. Vom vorbi și despre următorul spital și despre următorul de după următorul, okay, un pic mai târziu, okay, pentru că lucrurile au evoluat destul de bine în această direcție. În prezent, aș îndrăzni să spun, stând un pic mai prost. Din păcate, cu din toate păcate că ar trebui ca acum să stăm mai bine. Da. Da. Și mai suntem mai trebuie specific... electoral, poate cine știe, mai primim ceva. Nu știu cât mai avem timp. Comisiuni, măcar. Și mi-ați spus că biserica lângă care a fost prima oară construit spitalul mai există, da, și da, astăzi. Da, 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 da. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din de la 1790. De la 1792, da. Da. Există și în prezent. Nu este singura biserică foarte veche din Buzău. Vom merge în scurtă vreme, vom ajunge la biserica fostei mănăstiri Banu, care datează ca idee, ca amplasament, ca instituție, dacă vrei, de la 1500. Ok. Biserica, da, biserica a fost și aceea a fost reconstruită și renovată în repetate rânduri, da, dar locul și cele petrecute acolo sunt, am spus, de foarte vechi. Deci a rezistat celor 11... A rezistat, da, a rezistat, da, una dintre... Cotropiri, da, 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 sau mă rog, ce da, s-a da, întâmplat și atunci? Și cotropiri, pentru că între aceste, le-am zis așa, 11 mari ștergeri de pe fața, da, pământului ale municipiului Buzău, câteva le sunt, între ghilimele, datorate tătarilor, câtorva armatelor rusești, câteva armatelor ruso-cazace, câteva armatelor otomane. Da. Buzăul nu a fost, și o să repet ideea asta un pic mai târziu pentru a se înțelege ideea de târg de câmpie, Buzăul nu a fost apărat nici de zidurile unei cetăți, nici natural de, ce să vă spun, forme de relief spectaculoase. Sau... El a fost la... Cam așa, în câmp deschis. În câmp, în câmp. Aici se întâlneau, într-adevăr, oameni pentru a schimba produsele, pentru că era o intersecție de drumuri comerciale. Dar pe măsură ce orașul se reconstruia, se punea și problema apărării lui. Ei niciodată n-au putut să ajungă atât de departe încât să zică l-am făcut ca lumea să reziste. La data următoarei invazii, iar era expus și ras de pe fața pământului. Ca să nu, da, mai spunem că au fost epidemii, că suntem într-o zonă seismică, da, extraordinară. Seismul de la 1802 a făcut ravagii mai rău decât cele din 1940 și 1977. A, cu încă vreo 25 de ani înainte a mai fost unul. Astea sunt fapte care ne fac să credem pe noi buzoienii. Vino puțin mai către noi, că e posibil să că suntem pe stradă, da, da. Astea sunt fapte care pe noi ne fac să înțelegem că Buzăul ar fi fost mult mai dezvoltat dacă era mai bine apărat în perioada respectivă. În dreapta. Acum mergem din nou în dreapta, ne îndreptăm spre centru.
urmând drumul, cum vă spuneam, al vulturului Ilie. Exact. Deci am intrat iarăși pe drumul vulturului. Am intrat vulturului. Din nou pe drumul pe care acesta mergea. Da. Vă spuneam mai devreme, către piața centrală. Ne-am oprit un pic din drumul vulturului, pentru că există o poveste interesantă aici, unde e spațiu, un teren viran, practic. Da, este un teren viran pe care a fost vechea maternitate a municipiului Buzău, un spital, de asemenea, cum vă spuneam mai devreme, care și-a urmat cursul pentru că locul respectiv și-a atins limita de existență, a fost dărâmat și lăsat terenul așa pentru curățirea de virus și alte... alți carcalași, cum spuneam, între noi, exact. Puțin mai devreme, existenți în acest loc. Partea spectaculoasă nu este neapărat că s-a dărâmat un spital sau că s-au urmat niște reguli absolut normale pentru mileniul 3. Partea spectaculoasă este că Buzăul este unul dintre orașele reședință de județ care are o maternitate nouă de câțiva ani buni și bună din punct de vedere profesional pentru cei care își desfășoară activitatea acolo, bună pentru populația care apelează la serviciile medicale de acolo, dar pe principiul nu ne mai facem bine niciodată, vreau să vă spun că această nouă maternitate a fost deschisă un pic contra naturii în anul în care ea a fost deschisă, tot unul electoral, așa. Deși aparatura era închiriată și pusă acolo de mobilier. Activitatea n-a pornit, dar ea a fost deschisă ca să fie subiect de realizare a politicului în campania electorală respectivă. Da. Pentru că președintele Consiliului Județean de atunci urma să mai candideze și, bineînțeles, asta era o realizare care trebuia să-i fie pusă și lui acolo la activul... Deci a mai durat mult din momentul dar după care aceea a, mai durat... a, fost pusă, a fost deschisă până când s-a născut primul copil. Cred că a mai durat mai mult de un an. Ok. Dar, pe principiu, rezultatul contează. Da, asta spus, e bine. Acesta ceea este ce aveți un astăzi e foarte bine. Destul de bun. Suntem foarte aproape de o zonă, o intersecție importantă a municipiului, în care vom afla povestea unei mănăstiri, a celui mai important liceu din Buzău, Colegiul Hajdeu. Cel de aici, de pe dreapta? Da. Da. Și acelei mai vechi case din Buzău, după cum spun oamenii. O titulatură nu neapărat foarte corectă, dat fiind că această casă a fost reconstruită de la zero în anii 70. Ok. Dar, măcar ca idee, ca idee, ceea ce a existat aici, da, putem spune, da, uite, asta este cea mai veche construcție din oraș. Sau pe acest loc. Exact. Da. Mai ales că a fost făcută o casă identică cu cea originală. Bun. Asta da. Da. O să ne oprim un pic, mergem în fața statuii lui Hajdeu. Vă spun câteva cuvinte despre el, despre liceu și apoi, uite ce aia e biserica mănăstirii și acolo este... Deci o vedem acolo pe dreapta cu acel acoperiș. Da, multicolor, da, da, ca la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena. De ce nu? De ce să nu avem și noi așa? Bun. Am ajuns în fața acelui colegiu despre care vă vorbeam acum câteva secunde. Este vorba de Liceul Hajdeu, cum îi spuneam pe scurt pe vremuri, actualmente Colegiul Național BPHDU. O construcție datată 1876, primul liceu important construit în oraș și o construcție de o anvergură destul de mare, dar totodată și o instituție de învățământ foarte bună, foarte puternică, o instituție de învățământ care a dat inclusiv un laureat de premiu Nobel, George Emil Palade, dar care a atras atenția și asupra corpului profesoral destul de bun,
unul dintre profesori fiind Ion Andreescu, un pictor despre care vom vorbi din nou în câteva minute, un altul fiind Bazil Iorgulescu și dintre elevii liceului sunt nume sonore, Ștefan Gușe, conducătorul armatei române la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, Ion Caraion, v-am spus George Emil Palade, iar dintre contemporani, ministrul Cătălin Predoiu și fostul ministru Elena Udrea. De asemenea, elevii ai acestui liceu. Iată. Vă spuneam la anul înființării sale, liceul a fost construit pe teritoriul unei mănăstiri din care ne-a mai rămas doar biserica din spatele nostru, da. Biserica Banu, și a purtat numele de Tudor Vladimirescu. Eram cu materia proaspătă după anul revoluționar 1821, undeva după 1920, atunci când s-a realizat și bustul lui Bogdan Petricei cu HD-ul, liceul a fost redenumit după numele lui HD-ul. Bustul este realizat de Oscar Han. Colegiul HD-ul a fost multă vreme doar liceu de băieți, el devenind ulterior, după ce vremurile s-au mai schimbat, liceu mixt. Calitatea sa și cererea foarte mare a impus dezvoltarea, astfel încât în partea dinspre Spitalul Gârlaș, unde am filmat și am vorbit mai devreme, se află și o clădire, așa zis, nouă, ea fiind din secolul 20. Da. Și în prezent ține ștacheta învățământului buzoian foarte sus și nu o spunem din patriotism local, ci o dovedesc absolvenții săi care au luat premii la olimpiade internaționale și care până la urmă au devenit profesioniști buni în multe domenii. Haideți să mergem acum către Biserica Banului, da. Ea este denumită astfel datorită faptului că a fost înființată de un fost ban al Craiovei și este singurul, hai să spunem așa, obiect, lucru, singurul activ care a rămas de pe vremea acestei mănăstiri. Ea, fiind o mănăstire închinată uneia grecești, la secularizarea averilor mănăstirești de la 1863-1864 a pierdut tot. Okay. A fost deposedată de toate terenurile. Aici, în zona în care ne aflăm, două mari instituții, între ghilimele, aveau terenuri foarte mari din punct de vedere cantitativ. Această mănăstire, da. Mănăstirea Banu, care avea moșii impresionante, și casa Vergu Mănăilă, a unor familii de boieri, familie Vergu și una Mănăilă, de asemenea avea o curte de aproximativ un kilometru pătrat. Ok. Vă spuneam Mare. Despre această biserică, că este a unei mănăstiri pe care buzoienii o aveau aproximativ de la anul 1500. Ok. Ea este construită într-un stil foarte frumos românesc, și, așa cum v-am zis și mai devreme, din nefericire și ea a fost în repetate rânduri mai mult sau mai puțin afectată de luptele care au fost aici, de invaziile popoarelor vecine sau migratoare. Zidul către care ne îndreptăm este, se pare, rămas din secolul al XVII-lea, da. Și a fost în permanență, iată, zidul mănăstirii, și, nu? Da, era zidul de nord al mănăstirii. Biserica aceasta a avut mult de suferit în urma cutremurului din 1802. A fost din nou reconstruită, reamenajată, pictată, iar la pictarea sa din 1844-1846 a participat Gheorghe Tătărescu. Pictorul Gheorghe Tătărescu este cel care a înființat alături de Teodor Aman Școala Românească de Pictură de la București, el însuși fiind nepotul de unchi al unui alt pictor de biserici, Nicolae Teodorescu Pitarul.
Gheorghe Tatarescu a învățat pictura atât de la unchiul său, de la Nicolae Teodorescu Pitarul, cât și în școală, beneficiind de o bursă la Roma, o bursă acordată de Episcopia Buzăului și Vrancei. Partea bună este că în urma acestor studii Tatarescu a devenit un foarte bun pictor care realiza lucrări într-o manieră clasică și neoclasică extraordinară. Gândiți-vă numai la faptul că portretul lui Bălcescu, pe care cel mai cunoscut portret al lui Bălcescu, dar și portretele altor lideri pașoptiști sunt realizate de el. Da. Și partea mai puțin bună este că odată ce succesul a venit, comenzile pentru pictura lui Tatarescu erau foarte mari și el lucra asemenea multor artiști de talie internațională, nu numai de la noi, lucra cu foarte mulți ucenici, el punându-și mai puțin amprenta. Adică, spre exemplu, dacă o biserică era comandată lui Tatarescu pentru pictură, ucenicii realizau pictarea pereților și lui îi rămânea să facă iconostasul sau catapeteasma. Astfel, diferențele între ce făceau ucenicii și ce făcea maestrul sunt vizibile, inclusiv la Mănăstirea Ciolanu în Buzău putem vedea 3 icoane deosebite făcute de Tatarescu, mult mai valoroase decât picturi de pereți în fresco despre care se spune că ar fi fost făcute de Tatarescu, ele fiind făcute de... Se vede diferența, da. Da, da. În fața bisericii, vă spuneam că suntem într-o intersecție importantă a municipiului, era o zonă în care se mai întâlneau căruțași pe drumul lor către și dinspre târg. Aici, chiar fiind așa o mică piață, da. Se spune chiar că în mijlocul ei era un bazin în care trecătorii se mai răcoreau, era un strand ad hoc. Acum este un monument dedicat aviației române, deoarece Buzăul este un oraș al aviației, al aviatorilor și parașutiștilor. Atât prin regimentul de aviație de la Boboc, cât și prin școala de piloți de acolo. Da. Iarăși un domeniu care după necesită anii... mult timp de discuție, probabil. Da, dar după Revoluție, un domeniu care de asemenea a scăzut. Aha. Pregătirea piloților militari în prezent fiind făcută în principal în școli din străinătate. Da. Oricum, așa cum scrie pe acest monument, merită să ne amintim de aviatorii români, în special de cei școliți aici la Buzău. Chiar unul dintre ei dă numele unei școli pe care o vom vedea un pic mai târziu în drumul nostru. Da. Apropo și de parașutism, că v-am zis că Buzăul este și un oraș al parașutiștilor, Grigore Baștan a activat aici, în această zonă. El este inventatorul mai multor parașute care îi poartă numele, inițialele sale BG, okay. Și un număr de ordine, da. Dând denumirile unor parașute, dacă nu, să spunem, inventate de el, măcar inovate și aduse la un standard recunoscut internațional. Unitatea de parașutiști de la Buzău fiind de asemenea una de elită. De fapt, dacă vorbim despre parașutiștii buzoieni, putem să vorbim de două aspecte. Parașutiștii aceia îmbrăcați în albastru, pe care îi știm, care există și în prezent, dar există și unitatea de parașutiști, dacă vă amintiți, sper să nu-i greșesc gradul, colonelului Truțulescu, așa. Care era o unitate de intervenții specială un pic mai deosebită. Ei, toți acești parașutiști au existat aici în zona Buzăului, ei s-au pregătit și la Revoluție chiar a fost nevoie de intervenția lor în cadrul aeroportului Otopeni. De atunci nu știm dacă, n-am reușit să aflăm, dacă... Unde s-a întâmplat o tragedie, nu? Exact. Da. Nu știm dacă chiar au luptat cu teroriștii sau cu morile de vânt. Noi avem un material dedicat Revoluției. Uitați-vă mai în spate, aproape 4 ore. Aveți mult material acolo.
Bun. Mergem acum către acea clădire pe care vă spuneam că mulți dintre noi o numesc cea mai veche casă din municipiul Buzău. Am ajuns, cum vă spuneam, în fața celei mai vechi case din Buzău. Așa cel puțin este ea denumită de mulți dintre buzoieni. Ea a fost reconstruită de la zero în anii 70 ai zilelor noastre, dar fiind făcută identic cu casa originală și pe același amplasament, cred că nu este chiar greșit dacă îi punem acest titlu. Este vorba despre un mic conac cu o foarte mare grădină, cred că o curte de un kilometru pătrat, care se întindea până la, să zicem așa, marginea pădurii aflată în vecinătate, până în piața în care vom merge imediat și până la terenurile mănăstirii în partea astălaltă. Acest mic conac fiind opera a doi tineri însurăței, să le spunem așa, Maria Minculeasa, despre care vă vorbeam mai devreme, ca întemeietoare a primului spital din Buzău, care s-a căsătorit cu Nicolae Vergu. Împreună au realizat această casă. Este o construcție care îmbină două stiluri arhitecturale, neoromânesc și local. Această îmbinare fiind văzută foarte bine la arcada de la, să spunem, acest parter înalt, că nu-i etaj, de la pridvorul respectiv. Casa are și această frumoasă prelungire peste intrare, are o pivniță înaltă, după cum vedeți, pe toată suprafața ei și adăpostește colecția de etnografie și tot ce ține de arta populară locală. Deci este muzeul în ziua de astăzi? Este o secție a Muzeului Județean Buzău. Da. Am spus că ține mai mult de această secție de partea de etnografie, pentru că adăpostește de la obiecte pe care le găseam în gospodăriile țărănești, până la porturi tradiționale și, bineînțeles, obiecte de decorative, covoare și carpete, puține așa cum existau ele în, da, în vremurile noastre. Apropo însă de costumele tradiționale, mi-am amintit, trebuie să vă spun, în cadrul Muzeului Județean Buzău există și o expoziție dedicată unui globetrotter care ne place nouă să spunem că este buzoian. El s-a născut însă la Bacău. Se numește Dumitru Dan și când era student la Sorbona a dat curs unei provocări lansată de Touring Club de France, prin care această instituție îi acorda un premiu de 100.000 de franci celui care avea să facă pe jos înconjurul lumii. Dumitru Dan s-a înscris în această competiție, a finalizat turul mergând prin 75 de țări, peste 1500 de orașe, în mai mult de 10 ani, dar pentru, rupând peste 500 de perechi de opinci și 28 de costume populare, că vă spuneam așa, mi-am adus aminte de el, el a parcurs acest întreg traseu echipat numai în port național, da, românesc cu opinci în picioare. Cartea recordurilor Guinness îi confirmă recordul, îl înregistrează undeva în anii 80, alte voci contestându-l pe motiv că n-ar avea suficiente ștampile luate de peste tot pe unde a trecut. Imaginați-vă, lucrul acesta se întâmpla la începutul secolului trecut, aproximativ 1910. Nu se puteau face filmări, poze, da, ca în zilele, da, noastre, când ai putea doar să acele demonstrezi. Acele vize, exact, de trecerea peste granițelor. Peste tot pe unde treceau, ei făceau show pentru că erau buni cântăreți de muzică populară, astfel mai câștigau un ban și, da, puteau întreține viața pe acest drum și, bineînțeles, făceau poze în alte, cum să spun, situații mai nefericite, au fost arestați, au fost luați ostateci. Ei reușind, poveste, până la urmă, da, să termine turul. Partea tristă a finalului acesta, hai să spunem totuși fericit că ei au terminat turul și au rămas în viață, partea proastă fiind că ei au terminat turul după război, când francul francez se devalorizase, iar premiul obținut de 100.000 de euro care le-a fost oferit
mai valora mai puțin de 10% decât valoarea promisă inițial. El practic nu a fost indexat cu rata inflației de atunci. În onoarea lui Dumitru Dan Globetrotter s-a întâmplat un alt eveniment frumos, pozitiv, un ziarist străin, parcă englez, a luat urma acestui personaj și a descoperit că în Buzău nu avem nimic despre Dumitru Dan, că mormântul acestuia este în stare de... este în paragină și atunci el i-a transmis președintelui Băsescu, nu știu pe ce cale, care l-a informat pe primarul Boșcodeală de atunci al municipiului Buzău sau prin intermediul Muzeului Județean s-a accesat un grant de aproape 100.000 de euro cu care s-au făcut și expoziția și muzeul și iată această părticică de istoria Buzăului nu a murit, ea a fost chiar revitalizată, reînviată și poate și cu ocazia asta o dăm și noi mai departe audienței, spectatorilor noștri. Da, da, mai ales că v-am spus, în Muzeul Județean există o sală, există o expoziție special dedicată lui Dumitru Dan, unde se pot vedea lucruri care țin de călătoria sa în jurul lumii. Foarte interesant. Mai ales, foarte interesant, da, mai ales pentru vremurile acelea destul de grele, de îndepărtate. Gândiți-vă, ei au călătorit foarte mult între continente cu vaporul. Da. Și ca recordul lor să poată să fie cumva omologat, ei pe vapor nu stăteau, nu dormeau, ei mergeau. Și mergeau și înconjurau vaporul de mai multe ori, astfel încât să se pună că distanța respectivă pe care au făcut-o cu vaporul, ei de fapt au făcut-o cu pașii. Okay. A fost ambiția lor de a demonstra că... Și când dormeau, ce făceau? Că vaporul mergea? Cred că atunci se opreau, da. Ok. Da, continuăm acum pe drumul vulturului Ilie. Da. Vulturul nostru, v-am spus, mergea în piață, v-am spus deja de trei ori, mergea în piață mai reluăm un pic. Să-și primească porția de... O luăm pe aici, prin stânga noastră. Porția de carne sau de pește, în funcție de ce era, dar el nu mergea numai în piață. Vulturul, unde se mai ducea? Vulturul Ilie, atunci când zbura, se ducea la aerodrom. Aha. Unde... ofițerii și personalul îl cunoșteau, îl apreciau și se presupune că chiar ei l-au botezat astfel, pentru că Sfântul Ilie este patronul aviației în România. Da. Sigur, cunoaștem cu toții incompatibilitatea dintre păsări și avioane. Exact. Dar piloții din vremea respectivă, manevrând na, niște avioane un pic mai lente în vremurile alea și cunoscându-l, nu se temeau, știau că este inteligent, că vine, că aterizează într-un anumit loc și se protejau reciproc. Pentru că mai putem spune că el prin oraș și nu zbura pentru că avea un conflict cu alte păsări, cu un stol de cior probabil. Sau... Da, bine, vulturul nostru se pare că era un pic mai pretențios, v-am spus, din punct de vedere culinar, nu l-atrăgeai cu orice. Da. Cu copiii discuta doar dacă era vorba să se joace cu ei cu mingea sau cu cercul acela pe care îl împingeau cu bățul. Și de asemenea nu suporta câinii sau nu se suportau reciproc el și câinii. De asemenea nu-i plăceau zgomotele și vedea pericolul făcut de birje care circulau pe drum. Probabil mai era agitat și de alți copii care erau mai categoric, mai diferiți. Și care îl trăgeau de pene, că până la urmă despre asta e vorba. Da, 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 și îl trăgeau. Lucrul ăsta el... clar, nesuportându-l absolut deloc. Da. Mergând pe acest drum către centru, ajungem în scurtă vreme la clădirea Liceului Economic. Da. Instituție de învățământ care a împlinit recent 100 de ani la noi în oraș. Iar în această clădire, pe lângă care vom trece și pe care vă voi arăta-o, se află de aproape, de mai bine de 80 de ani. Okay. Învățământul economic buzoian a fost foarte, foarte important. Buzăul ca târg avea nevoie de forță de muncă și pentru restaurante sau unități de alimentație publică, cât și pentru unitățile de vânzare cu amănuntul.
Dar până ajunge la clădirea liceului economic, aș dori să vă atrag atenția asupra acestei construcții din dreapta. Aceasta fiind casa în care a locuit pentru câțiva ani pictorul Ion Andreescu. Ok. Nu știu sub ce formă de proprietate a avut această locuință, sau sub formă de chirie, dar atunci când o construcție arată așa, din păcate prea multe nu mai pot fi spuse. Da. Eu sper totuși în patriotismul local al actualei administrației a orașului, care a făcut foarte multe pentru foarte multe nume de buzoieni, sper că dacă legislația va permite, va face și în legătură cu această casă care este aproape degradată și care ar merita până la urmă să devină o casă memorială Ion Andreescu. Ion Andreescu este legat de Buzău prin faptul că a fost la acest colegiu pe lângă care am trecut profesor câțiva ani, de asemenea la seminarul teologic a fost profesor, în ambele instituții a fost profesor de desen și de pictură. Din păcate, el s-a stins cam de vreme înainte de a arăta tot ce putea, fiind un pictor impresionist extraordinar de bun și murind la 32 de ani, din păcate, nu ne-a lăsat foarte tânăr, cam tot ceea ce putea să dea artei plastice românești. În onoarea sa și a altor impresioniști, cu câteva zile în urmă a fost vernisată în Buzău o expoziție foarte frumoasă, care cuprinde inclusiv lucrări din cadrul Muzeului Național de Artă aduse de la București pentru a fi expuse aici la Buzău, dar și o expoziție informală a unor fotografii, copii, dacă vreți, ale acestor tablouri, pe care vă vom prezenta un pic mai târziu, ea fiind pusă cumva în calea publicului trecător printr-o zonă destul de circulată a municipiului nostru. Okay. Dar veți vedea imagini și atunci vă veți convinge de ce spun că este un act informal. Acolo, pe sub acest tunel pe care sunt prezentate pozele, se face practic și legătura dintre cele două străzi Unirii? Da, este în vecinătatea Unirii, străzilor Unirii, exact, cum se spune. O sistematizare din anii 70-80 a centrului orașului, da, ne-a adus în această situație de a uni strada Unirii, care avea o direcție, și a o orienta către o altă stradă Unirii care exista în altă parte, astfel realizând cunoscutul bulevard care traversează orașul, numit Bulevardul Unirii. Da. De altfel, ca denumire, dacă este să discutăm așa despre câteva aspecte din urbea noastră, să știți că buzoienii au fost mult atașați de, să spunem, de personalități sau de anumite momente din istorie. Avem o stradă, ați filmat la Galați și s-a vorbit acolo despre Nicolae Leonard. Nicolae Leonard, da, a fost elev al liceului HDU, deci are legătură și cu Buzăul. Okay. Buzoienii au dat numele lui unei străzi din oraș. Buzoienii l-au primit și l-au găzduit o noapte pe Alexandru Ioan Cuza în drumul său în anul Unirii de la Iași la București. Avem o stradă în centrul orașului care se numește Alexandra Cuza Vodă. Ok. Buzoienii sunt în zona dacilor liberi. Platoul către care ne îndreptăm, aflat în fața noastră, da, alături uite, de magazin. Poți să iei deja un cadru, ca se vede. Alături de magazinul universal din zonă, care se numește acum Winmark, dar atunci se numea Dacia, platoul se numește și el tot Dacia. Ok. Inclusiv pașoptistul Nicolae Bălcescu are un bulevard important în acest oraș, pe care bulevard vom merge și noi imediat. Da. Deci iată câteva nume sau evenimente care au fost păstrate de buzoieni în memorie. Evident că este vorba despre oameni, locuri, fapte extrem de importante, nu, da, deloc mărunte. Am trecut așadar de Colegiul Economic și am uitat să vă spun construirea acestui local a valorat în 1935 aproximativ, 1936. Spuneam că în anul 1936 aproximativ, când a fost construită clădirea Liceului Economic, ea a costat 3 milioane de lei, iar Camera de Comerț a României a contribuit cu 1 milion, okay, afară de Ministerul de Resort, pentru că avea interesul să se
realizeze această instituție de învățământ pentru pregătirea cadrelor care să lucreze în domeniul administrației și serviciilor. Chiar așa s-a și numit multă vreme. A fost Colegiul de Economic și de Servicii și de Școală Tehnică și Școală Tehnică de Băieți. Okay. A purtat varii denumiri pentru a sublinia acest caracter de școală care pregătește oameni pentru profesiunea de comerciant, în mod special. Ok. Am depășit acum, dar se vede foarte bine în cadru clădirea fostei băi comunale. Aceasta cu galben, aceasta nu? Aceasta galben, da. Ea este opera alături de alte câteva repere foarte interesante din municipiu. Este opera unuia dintre cei mai buni primari pe care i-a avut Buzăul. Un primar care n-a avut decât un singur mandat întreg de 4 ani, dar în care a făcut câteva lucruri foarte importante, mai ales că mandatul său s-a suprapus peste anii crizei economice din anii 30. Păcat că s-a oprit doar la un mandat. Deci da, și în criză a avut realizări. Da. Cât se poate de bine. Da. Dacă... În dreptul lui putem nota, în afară de construirea primei băi publice, aceasta pe lângă care am trecut, da, construcția pieței la care vom merge acum, dar și lucrări serioase de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, în ce perioadă? Sistematizare. Mergem către piața centrală. Da. Ce să vă spun, cum să spun eu așa să nu deranjez pe nimeni? Oamenii mai în vârstă știu bine despre Buzău ca un loc al legumelor, zarzavaturilor și fructelor foarte bune. Ok. E timpul să știe și cei mai tineri. Și acum așa le voi spune, da, că Buzăul are o tradiție în a ameliora și a duce mai departe speciile bune de legume și zarzavaturi, o tradiție de mai mult de 100 de ani. Instituțional numai o face din 1957, de când s-a creat o societate, o stațiune de cercetare și dezvoltare pentru legumicultură. Okay. Ea venea însă pe terenul creat de o altă instituție numită Horticola, care făcea același lucru cu mai mulți ani înainte. Ei, deci Buzăul are această tradiție de zonă în care s-au cultivat legumele, fructele și zarzavaturile dintotdeauna și unde întotdeauna vei putea să găsești marfă de acest tip de calitate. Spre exemplu, această stațiune de cercetare și dezvoltare pentru legumicultură, ca să aveți așa un ordin de mărime, vinde anual peste 1,5 milioane de răsaduri și în țară și în străinătate, trimițând inclusiv prin curier. Ios! Întotdeauna, cei care vor dori să cumpere din Buzău vor avea garanția unor legume și zarzavaturi de calitate, fie că vor cumpăra semințe, răsaduri sau produse finite. Buzoienii merg la poarta acestei stațiuni de vara până toamna târziu și cumpără, în afară de răsaduri și semințe, cumpără și asta și ziua produse, de astăzi. Da, și da? În prezent. Cumpără și produse finite. Adică, spre exemplu, sucul de roșii. Da. Stațiunea, în afară de faptul că cultivă și culege roșiile, le și industrializează. Și buzoienii cumpără și merg mai departe, le prepară, okay, și prepară ceva cu el. În Buzău, în zona pieței, dar și în zona Târgului Drăgaica, încă organizăm în fiecare toamnă expoziții de astea gen ziua recoltei, de la care chiar ai ce să cumperi. Ok. În sfârșit, deci această tradiție de legumicultori și zarzavagii este, să spun așa, foarte veche. Este înțepenit aici de sute de ani. Aproximativ pe la 1700, și ne oprim un pic aici în fața pieței, aproximativ pe la 1700, cetățeni bulgari s-au refugiat din zona țărilor unde
turcii instaurau pașalâcul și au venit în zona românească și aici în zona Buzăului, luându-și numele de sârbi. Deci ei au renunțat la cetățenia lor bulgară, formal, și au zis, noi suntem sârbi. Okay. De ce? Ca să nu mai fie asupriți de otomani. Uh-huh. Dar ei, bulgari fiind și având știința asta a cultivării și industrializării fructelor, au ridicat nivelul foarte mult aici, învățându-i și pe localnici. Și acum există, în zona în care v-am spus că s-a înființat primul spital, cel numit Gârlaș, și acum există terenuri agricole foarte fertile pe care se cultivă legume și zarzavaturi. O mare parte din ceea ce se întâmplă acolo este făcută de urmașii acestor etnici bulgari, așa zis și sârbi, dar care sunt dintotdeauna, am putea spune, cetățeni români cu acte în regulă. Da. Adică la recensămintele care au fost... S-au trecut români, nu? 1, 2, 4 din fiecare s-au trecut ca fiind sârbi sau bulgari. Da. În fine, deci ei vin de la 1700 cu acest know-how. Da, ok. Despre, și atunci de aceea s-a dezvoltat așa și bine? S-a dezvoltat foarte bine. Aici în zonă. Terenul fertil de la, din Câmpia Română și de pe prundul râului Buzău fiind de asemenea un avantaj. Ok. Iar aici vedem piața. Da, suntem la finalul unei zile de târg, am văzut așa că foarte peste frumos. Peste tot e închis, au strâns, au plecat, e totul gol. Dar nu avem, pentru că e sâmbătă și ora 3. Nu putem să nu spunem și să le spunem privitorilor noștri că Buzăul este renumit pentru varza albă, dacă vă amintiți, iar toamna toată lumea caută varza albă de Buzău de pus la așa. Ceapa de apă, dacă vă amintiți, aia lunguiață roșie, okay. Așa, ardei grași, tomate, ardei iuți, vinete sunt de asemenea. Deci când mergem în angrouri, ne uităm după astfel de mașini, să aibă numerele de Buzău. Da, ar putea fi o soluție, dar ar putea fi și o greșeală. Exact. Haideți să facem care o tură să profite prin piață, de asta, bineînțeles. Haideți să facem o tură prin piață și să ajungem apoi la o biserică foarte importantă. Vă spuneam un pic mai devreme că această piață are un stil arhitectural propriu, are stilul arhitectural cubist. Tot ceea ce s-a construit aici, de la boxe până la oficiu poștal și restaurant, se încadrează într-un stil arhitectural propriu începutului de secol al 20-lea. Piața noastră, ca să încheiem acest episod, pot să vă spun că avea hală de carne, hală de pește, hala de carne avea mai multe boxe, peste 40, hala de pește circa 20, erau locuri în care se vindea laptele proaspăt, erau locuri în care se vindeau carnea de pasăre și alte alimente, boxe pentru fructe și boxe pentru legume și zarzavaturi. Piața avea iluminare, canalizare și fose septice. A fost pentru anul 1934 un lucru extraordinar de important pentru buzoieni. Și iată că se mai menține și astăzi și arată bine, că am luat câteva cadre la interior. Arată bine, să arată sperăm bine că o să fie și întreținută. Arată bine că e veche în sensul ăsta. Da, și prin faptul că, v-am spus, se comercializează lucruri de calitate. Ok. Haideți să mergem acum către un alt obiectiv vecin pieței. Este vorba de biserica aflată în dreapta noastră, se numește Biserica Sfinții Îngeri și este, de asemenea, cum vă spuneam mai devreme, una dintre bisericile vechi ale urbei. În vecinătatea pieței vă propun să discutăm vreo două minute și despre acest obiectiv foarte important, okay. Pentru că este o biserică veche a orașului și una dintre cele foarte, foarte apreciate de concitadinii mei. Pe vremuri când ea a fost construită, ca toate bisericile românești la început din lemn, purta numele de Biserica din Pădure, deoarece pădurea Crâng, o parte o vom vedea un pic mai târziu, se întindea până aici. Ok. Importanța ei era zero. Cei care au făcut-o, au făcut-o pentru că au simțit nevoia să realizeze un lăcaș de cult. Dar importanța era zero. Pe măsură ce pădurea însă a fost tăiată, s-a înființat o piață, cea anterioară celei pe care am filmat-o, și centrul orașului a început să se mute spre această zonă, atunci biserica a căpătat o mare importanță. Totuși, ca biserică de la marginea pădurii, acest loc a dăinuit vreo 200 de ani. Abia în 1833 construcția pe care o vedeți a fost ridicată. De atunci, bineînțeles, a mai avut multe
adăugiri și renovări, dar pentru că și ea trebuia să țină pasul cu vremurile, a fost construită din zid și a fost făcută în forma pe care o vedeți aici. Foarte spectaculos este că unul dintre responsabilii episcopiei de atunci, viitorul, cel care avea să devină episcopul Dionisie Romano, el la nici 30 de ani pe care îi avea, se ocupa de această construcție. Okay. Și episcopul Dionisie Romano, în toată viața și toată activitatea sa, a ținut să încurajeze oamenii, tinerii și copiii în mod special, să citească. Și pentru asta le-a făcut cărți, inclusiv din banii episcopiei, inclusiv din banii lui. Astfel că nu putea rata ocazia ca atunci când s-a construit biserica, cu materialele de construcție destinate clopotniței, să lipească de biserică două camere, trei camere, în care a înființat prima școală buzoiană. Okay. Deci iată cum, prin deturnare de fonduri, cum s-ar zice în zilele noastre, a luat ființă prima școală elementară buzoiană, aici lipită de Biserica Sfinții Îngeri din piața Buzăului. Tot episcopul Dionisie Romano este cel care a introdus primul într-o școală buzoiană scrierea cu alfabetul latin. Până atunci... Okay. Fiind folosite literele chirilice. Deci iată un aspect pentru care Episcopia Buzăului și fiecare biserică și fiecare mănăstire în parte merită toată aprecierea noastră în prezent, pentru că această instituție, Episcopia sau Biserica în general, dacă vreți, îi spunem așa, s-a ocupat în zona Buzăului de a dezvolta școli, de a dezvolta școli de meserii pentru cei talentați să devină meseriași într-un anumit domeniu și prin muzeele și bibliotecile pe care le-au avut s-au dovedit și păstrătoare de carte românească. O paranteză, doar la Mănăstirea Ciolanu există un mic muzeu, exista o mică bibliotecă în care s-a găsit un exemplar dintre foarte puținele care există ale tetraevanghelierului tipărit de Coresi în secolul XVI. Ok. Am finalizat traseul vulturului Ilie odată ce am ajuns în piață, dar nu pot să închei acest capitol fără a vă spune că vulturul lui Ilie făcea acest traseu pe jos și înapoi. Noi nu l-am făcut, nu avea niciun sens. Pe înapoi mergea cu stomacul plin. Cu stomacul plin, dar până ajungea în gară, stomacul se golea. Așa că în gară aștepta trenurile mai copricopsite, expresul de Cernăuți și astea, care aveau vagon-restaurant și el mergea și primea acolo diverse atenții. Ok. Deci așa se încheie sau așa încheiem noi povestea vulturului Ilie, pentru că nu-mi face nicio plăcere să vă spun despre modul în care el a murit. Am să vă spun doar că a fost prilej de funeralii locale. Sute de oameni l-au condus pe ultimul drum. Ce frumos, da. Ce frumos. A fost foarte, foarte apreciat. Cunoscut. Noi acum suntem în capătul unui sau la începutul unui alt tur, cel care ne va prilejui întâlnirea cu clădirile centrului vechi sau mai corect spus ce a mai rămas din centrul nostru vechi, pentru că dacă am vorbit foarte pe scurt despre faptul că Buzăul a fost ras de pe fața pământului din secolul al XVII-lea până în al XIX-lea de mai mult de 10 ori, e bine să știți că de fiecare dată el a renăscut, motiv pentru care pe stema municipiului avem Pasărea Fenix. Da. Dar renașterea aceasta n-a fost ușoară și niciodată nu au fost construite lucrări de prea mare amploare sau de prea mare sau de foarte mare extindere. Din păcate, Buzăul a rămas un târg mic. Ei, mic, din acest târg mic am selectat și noi o bucată să vedem subtitlul de centrul istoric. Și vom începe cu această clădire din fundal, pentru că ea este o clădire extrem de importantă. La data la care ea a fost făcută, era cea mai mare clădire din sud-estul Europei. A fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea ca hală de consumațiune, adică o piață, o hală modernă pentru a desfășura un comerț care să nu îmbolnăvească oamenii, un comerț alimentar care să nu îmbolnăvească oamenii. Și până la deschiderea pieței pe care am vizitat-o în 1934, timp de 40 de ani, aproximativ 40 de ani, aici a fost piața orașului nostru. De ce aici? Pentru că natural, aici se întâlneau toate în zona
noi ne aflăm în zona bazarului, asta e clădirea bazarului, și zicem bazar obor, pentru că aici era oborul. Ok. Înainte de a se înființa Târgul Drăgaica. Și deci clădirea aceasta a fost construită ca hală de consumațiune. După ce toată piața s-a mutat dincolo, aici această clădire a fost destul de versatilă și a fost folosită atât ca magazin universal, cât și ca cinematograf. A fost renovată recent, nu este încă finalizată și va fi un sediu secundar al primăriei municipiului Buzău. Atât esplanada cu gardul original, cât și clădirea în sine au fost construite de antreprenori italieni și arhitectura este una foarte asemănătoare cu cea a halelor Traian de la București. Da. Pornim acum către principala clădire a orașului, mă refer la sediul primăriei municipiului Buzău și anume la Palatul Comunal. Vorbind despre ceea ce v-am spus întreagăt un pic mai devreme, mă refer la faptul că Buzăul, fiind reconstruit de mai multe ori, a avut șansa să renască învățând cumva din greșelile sau din problemele trecutului. Astfel încât tot ceea ce veți vedea stânga-dreapta, construcții vechi, de 100-150 de ani, da. Să știți că ele sunt realizate pe fundații preexistente, okay. Foarte, foarte asemănătoare cu cea a unor tuneluri subterane, dar ele în realitate se constituiau într-o fundație comună, adică de aici și până în capăt pe partea dreaptă, de aici până în capăt pe partea stângă, era o singură fundație, da. Camere despărțite cu arcade, și deasupra, suprastructura, deci camere tip negustoresc cu parter și etaj. La parter, da. Ființa, prăvălia, atelierul sau ce era, la etaj, da. Dormea doamna cu copii. Da. Să știți că toate casele din această zonă au un subsol. În prezent, acestea au fost delimitate, nu mai sunt comune, ele au fost comune ca să servească drept adăpost și în prezent funcționează. Aici, spre exemplu, a fost unde-i grilajul acela negru, a fost o cârciumă. Aici este un bar la parterul, la subsolul acestui hotel. Da. Gurile acelea de aerisire se face alimentarea cu aer. Iar puțin mai devreme am trecut pe lângă o clădire la cărei demolare s-au găsit subsoluri pe trei niveluri. Pe trei niveluri. Wow. Cei care au dărâmat clădirea și să construiască, da. Alta, au găsit o gură de un capac, pe așa. Care când l-au ridicat au găsit un alt nivel. În momentul ăla, acolo fiind obiecte, fiind un mic inventar așa, okay. Au chemat autoritățile, au chemat Muzeul Județean, care a descoperit și un al treilea nivel în subteran. Toate astea se pare corespund cu o legătură subterană cu episcopia aflată aici în vecinătate, da. Cu Palatul Comunal la care vom ajunge, adică cu primăria și, bineînțeles, cu direcția Bisericii Sfinții Îngeri de unde am venit. De asemenea, sub platoul numit Piața Daciei, se pare că este un rezervor de apă construit și ascuns pentru mai ușoară stingerea incendiilor provocate de războaie sau de activitățile sociale ale urbei. În ceea ce privește arhitectura, este relativ simplu de identificat. Este arhitectură de început de secol XIX. Da. Întregul ansamblu pe care ne aflăm, numit ansamblul cu zavod, a fost ridicat cu începere de pe la 1850, 1821 fiind ultima oară când Buzăul a fost puternic afectat de războaie. Deci, treptat, în acea perioadă, de după regulamentele organice și în perioada numită la Belle Époque, Buzăul s-a dezvoltat foarte puternic și asta este una dintre laturile sale. O altă latură mai puțin fericită este că după naționalizare, în toate aceste case de aici au fost introduse chiriași. Okay. În cea din stânga noastră, spre exemplu, foștii proprietari au primit doar etajul, parterul nu li s-a mai dat înapoi. Într-altă casă aflată vis-a-vis
un fost chiriaș a primit o bucată din parter, moștenitorul a primit o bucată din parter și etajul, da, dar nu și beciul, okay, iar într-o altă situație moștenitorul a primit toată casa, mai puțin podul și acoperișul, pe care când îi ploua în casă nu putea să-l repare, că nu-l avea în proprietate. Asta este despre un mic paragraf, așa, despre retrocedările spectaculoase care s-au făcut post-revoluționar. Da. Ansamblul se încheie aici la colț cu probabil cea mai nouă dintre construcții, una finalizată undeva în anii 40, cea cu balcoane rotunde, se și vede că arhitectura, okay, este un pic diferită. Da. Din nefericire, proprietarul, când a terminat construirea casei, a venit, s-a schimbat regimul și i-au naționalizat-o, i-a luat-o, motiv pentru care el s-a îmbolnăvit și a murit. Ok, da. Asta este pe scurt povestea acestei străzi, una a Târgului, cum s-a și numit în vechime, strada Târgului din Buzău, actualmente strada cu Zavodă. În contextul... Noi vedem că ea mai continuă, dar deja sunt blocuri comuniste în față, nu? Da, acelea sunt blocuri finalizate la începutul anilor 60, sunt blocuri exclusiv din cărămidă, okay, destul de afectate de cutremurele care au fost inclusiv cel, sau mai mult din cel din 1977, blocuri purtătoare de bulină roșie și propuse la un moment dat pentru a fi demolate într-un proiect care a fost abandonat. Okay. Ne aflăm în piața Daciei, care este completată de magazinul fost Dacia, actualmente Winmarkt. Adică cel de aici, din, da, spatele nostru? Acum e un mall sau ce e aici? Magazin, da, da, magazin, universal. Uite, shopping center Winmarkt. Ok. Hotelul Pietroasa este de asemenea din aceeași perioadă. Da. La fel și piața recent renovată. Ea a fost din bine, marmură albă. Da, arată bine, văd că sunt niște, ca la teatru, stai așa, da, pe aceste, arată, pe aceste un, bănci, un ansamblu privind, privind clădirea. Da, ne referim imediat și la Palatul, da, Comunal, ca la cea mai importantă clădire din Buzău. Vreau doar să vă spun că aici, în piața Daciei, pentru a marca realizările de mare succes ale regimului din perioada respectivă, Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită în 1976, ocazie, da, cu care au fost, să zic așa, inaugurate magazinul, piața, alte câteva acareturi pe aici și Casa de Cultură a Sindicatelor de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. De la acel balcon, dictatorul a ținut o cuvântare, dar se pare că n-a fost foarte încântat de primirea pe care buzoienii i-au acordat-o, astfel încât el nu a mai revenit până în 1986 la Buzău. Timp de 10 ani n-a mai călcat în Buzău. L-ați supărat. Da, l-am supărat. Așa. Despre piața Daciei ca platou pe care s-a organizat acea întâlnire a maselor populare cu șeful statului de atunci, autoritățile au încercat să ascundă lucrarea de șeful statului, pentru că lucrarea fiind realizată în marmură și granit era una scumpă, neconformă cu vremurile pe care le trăiam. Și de aceea tot platoul a fost umplut de oameni ai muncii care să participe la cuvântarea tovarășului, să nu se vadă că dedesubt avem marmură și granit. Granitul, de altfel, fiind o reușită, între ghilimele, a unui ștab local, adică în momentul în care s-a demolat statuia lui Stalin din fața Casei Scânteii de la București, a făcut și el rost de câteva camioane de granit pe care le-a adus aici și le-a pus în operă alături de alte pietre gen marmură, de culoare albă și unele nu mai știu dacă erau tot marmură sau de altă natură, de altă culoare. Ei, privit de sus, întreg modelul acestei piețe semăna cu modelul de pe iile femeilor din zona Buzăului. Adică n-a fost pur și simplu un caldarâm realizat, ci a fost ceva artistic cu sens. Ceaușescu n-a văzut okay, modelul, n-a zis nimic despre platoul respectiv, care a rezistat până acum în zilele noastre. Lucrarea pe care stăm acum este foarte, foarte recent inaugurată. Deci dacă ne întoarcem un pic, vreau să vă mai spun că pe Cuza Vodă la un moment dat a fost scos asfaltul ca să se toarne scene dintr-un film al cărui nume nu l-am identificat, poate că nici nu s-a transformat. S-a scos asfaltul ca să rămână piatra, okay, cubică. Și iată că în mai puțin de 100 de ani, dacă facem o secțiune verticală, găsim pietrișul de pe vremuri, piatra cubică
pusă ulterior în secolul trecut, ca să zic așa, stratul de asfalt turnat în vremurile noastre și peste ce vedem acum? Renovarea de acum. Deci iată cum treptat, treptat, sub ochii noștri, fără ca noi să percepem, lucrurile cresc, evoluează și se schimbă. Câteva cuvinte și despre grupurile statuare din fața palatului. În stânga îl avem pe cel dedicat eroilor căzuți la răscoala din 1907. Buzăul, la data construirii monumentului, era în regiunea Prahova și a fost ales în detrimentul Ploieștiului să găzduiască acest grup statuar. Iar în dreapta avem monumentul dedicat celor 47 de eroi căzuți în Revoluția din decembrie 1989, reprezentând un om ucis, fără iată, fără cap, fără mâini, aflat în firele reticulare ale unei mitraliere. Ei, în fapt, întretăierea aceea de linii din spate a fost apreciată de Biserica Ortodoxă Română ca fiind o cruce și nefiind propice unui astfel de montaj, fie el și artistic, sculptura a fost criticată pentru acest lucru. Pentru că revoluția s-a întâmplat și aici. Da, a fost o revoluție și în Buzău. Da. Orașul Buzău este un oraș martir. Din punctul ăsta de vedere, aici s-au înregistrat multe decese. 47 de oameni morți este un număr foarte mare. Ținând cont că monumentul învecinat este dedicat celor 11 țărani morți la 1907, despre care noi am fost învățați că regimul a omorât sute sau mii de oameni și așa mai departe. În fine, deci 47 de oameni căzuți și aici în zona palatului și în unitățile militare aflate pe raza municipiului Buzău și în alte zone unde, cum a fost la Revoluție, s-a tras. Da. Despre clădirea palatului este foarte, foarte mult de vorbit. O să încerc să rezum în câteva fraze pentru că i-am putea dedica un film întreg. În primul și în primul rând, palatul a fost construit de mult. Uitați, scrie pe el, este construit între 1899 și 1903. Deci a fost făcut rapid, în 4 ani, pentru o asemenea construcție. Dar la anul la care el a fost finalizat, în 1903, aici erau numai mahalale, numai maghernițe, numai clădiri mici, prăpădite. Deci, vă dați seama cum a venit el printre ele. Da, da, cum a venit. Ăsta a fost și motivul pentru care hotărârea de a construi acest palat, hotărârea respectivă a fost foarte, foarte criticată. Dar primarul de atunci, un primar care a avut un total de 16 ani în mandate mai lungi sau mai scurte, a spus clar că suntem prea săraci ca să facem lucruri de mântuială și Buzăul trebuie să nu mai dea banii pe nimicuri și să construiască ceva care să dăinuiască și să fie reprezentativ pentru un oraș cu viitor. Omul acela a avut viziune. O gândire sănătoasă. Pentru că ansamblul cu zavodă abia începuse să fie ridicat, nu era gata. V-am spus, pe aici erau foarte multe maghernițe până în piață. Piața nu era gata, v-am spus, era făcută la 1930, da. N-aveam apă, n-aveam canalizare, dar primarul acela vizionar, Nicu Constantinescu, a dus la bun sfârșit această construcție. Despre construcție vreau să vă spun câteva cuvinte, pentru că iarăși este foarte, foarte important. Ea este, aș îndrăzni să spun, lucrarea cea mai importantă a unui arhitect, pentru un arhitect român. Ea combină, de asemenea, cum vă arătam și în cazul casei Vergu Mănăilă, combină două stiluri arhitecturale clasice, cel buzoian, caracterizat de arcada sub formă de acoladă de la parter, și stilul brâncovenesc, caracterizat de coloane. Sunt de asemenea motive specifice arhitecturii baroce. Este un melanj, este ceva eclectic, foarte, foarte unitar până la urmă. Și un motiv interesant este este cel de viță de vie, folosit ca ornament, pentru că vița de vie este o plantă care se cultivă milenar pe aceste meleaguri. Alexandru Săvulescu este numele arhitectului despre care vă spuneam că a început în 1899 acest edificiu și nu l-a văzut finalizat, deoarece cu un an înainte de finalizare el a murit. Arhitectul
care a preluat lucrarea, a adus-o la bun sfârșit. La vremea inaugurării sale a participat regele Carol I. Nicolae Iorga, prezent și el la manifestare, a spus că este cea mai frumoasă primărie din țară, este o podoabă pentru municipiul nostru. Și de la acel balcon, de la care vă spuneam că au ținut cuvântări toți liderii vremii, tot de acolo au fost aruncate pe geam și tablourile și însemnele comuniste în Revoluția din decembrie 1989. În spatele celor trei uși se află cea mai frumoasă sală a palatului. După o numerotare i-a venit numărul 13, okay. Numai că recent, cu câțiva ani în urmă, deci numele său a fost schimbat, i-a fost dat numele primarului care a fost în funcție și care a militat pentru construirea palatului, sala Nicu Constantinescu. Era o sală de asemenea tapetată în stil venețian și ornată ca atare. Acolo se țineau recepții, se țineau baluri, inclusiv pe 24 ianuarie Liga Culturală organiza acolo baluri interesante. Este o mândrie a orașului, acest palat, și este cumva centrul orașului și la propriu și la figurat. Este o construcție cu care ne mândrim, care va intra într-o renovare în viitor. Se observă că și la turn mai sunt unele lucruri de făcut. Merită. Iar după ce merită se va că fi, e un simbol. Da, iar după ce se va fi renovat, poate va reveni la culoarea albă pe care a avut-o până când portocaliul a devenit o modă în arhitectura românească, mă refer la anii trecuți. Da. Cu acest edificiu încheiem scurtul tur prin centrul vechi al Buzăului, cu precizarea că el merge încolo spre Episcopie, da, dar și încolo spre Brăila. Mai sunt clădiri vechi, cum sunt și cele câteva dinspre zona Pieței. Deci nu numai acest mic pietonal pe care l-am parcurs împreună este centrul vechi, el este un pic mai larg, dar nu putem vorbi neapărat de un centru vechi, pentru că este un amestec de clădiri vechi și noi. Uitați, blocurile acelea, de exemplu, sunt din anii 80, vă spuneam, magazinul și hotelul sunt din anii 70, da. Blocurile astea alte sunt din anii 60. Da, este un melanj așa, nu neapărat foarte fericit ca estetică sau ca arhitectură. Te pui într-un singur loc și vezi... Nu le mai putem schimba. Vezi acum multe stiluri. Sigur, vezi, da, mai multe, vezi istoria până vezi la istoria urmă singur loc, a, da, municipiului nostru. Undeva în spate, în spatele palatului, v-am spus, este Episcopia, doar și aici s-ar putea vorbi foarte mult, s-ar putea face o emisiune întreagă despre Episcopie, mai ales că v-am spus de la începutul filmării că este un reper pentru ceea ce a însemnat municipiul Buzău, ea fiind creată la anul 1500. Episcopie care și a văzut multe la vremea ei. Alexandru Ioan Cuza, când a trecut spre București, acolo a dormit. Domnitori ca Constantin Brâncoveanu și-au lăsat amprenta acolo. Eu am vrut în discuția noastră să subliniez ca mare merit al Bisericii Române, v-am spus puțin mai devreme, orientarea Bisericii către a face școli, către a învăța pe oameni meserii și carte. Da. Sigur, poate biserica era un pic subiectivă când făcea asta, pentru că multe dintre școli își pregătea cadrele, dascăli și preoți. Dar tot din acele școli au ieșit și oameni care s-au ocupat de diverse meserii în viața civilă și au făcut, și-au făcut-o foarte bine. Deci v-am spus despre cele două școli foarte importante, prima școală în care s-a scris cu alfabet latin, prima școală aia făcută din banii, din materialele de construcție ale, da, clopotniței, da, toate sub auspiciile Arhiepiscopiei Buzăului, acum a Buzăului și Vrancei, care și-a pus, v-am spus, amprenta foarte mult asupra vieții locale. Buzăul are foarte mulți etnici romi, deoarece, chiar și v-am spus la începutul materialului, episcopia avea robi țigani, da, încă din Evul Mediu. Și aceștia sunt oamenii care
au rămas aici după ce au fost, după ce a fost abolită înrobirea lor. Da. Deci ca aspect referitor la etnii. Buzăul fiind mai puțin bogat în alte, în alte etnii, la fiecare recensământ se declară puțin evrei, puțin romi, dar majoritatea se declară fiind români. Probabil se gândesc că pot fi beneficii sau ceva lucruri de altă natură. Vă propun acum să facem încă un traseu pe jos, cel care se referă la partea de promenadă, de restaurante, de petrecerea timpului liber pentru buzoieni. Da. Un traseu care începe tot de aici, din centrul orașului, și pe care îl vom parcurge pe Bulevardul Bălcescu, fosta stradă a parcului, fosta stradă Ice Brătianu, după cum au fost vremurile. Ok, ok. Da, o să vorbim un pic la începutul acestui tur despre clădirea hotelului din spatele nostru. El a fost construit la începutul secolului al XX-lea, undeva pe la anii 1927, parcă, de un farmacist foarte bogat. Și el a realizat o construcție care, alături de palat, de tribunalul pe care îl vom vedea și de muzeul județean, era una dintre emblemele urbei. În plus, această clădire este, nu este realizată din cărămidă sau dintr-o zidărie oarecare, așa cum sunt majoritatea clădirilor din zona respectivă. Ea este un monolit din beton. Tehnica în construcții se numește cofrag glisant, adică se așează cofragul și armătura de fier, se toarnă beton. După ce s-a mai uscat un pic, se ridică cofragul, se ridică cofragul și ia naștere un monolit. Care e legătura cu ce vreau să vă spun? La cutremurul din 1977, autoritățile comuniste au profitat de faptul că unele clădiri au fost doar fisurate și le-au ras. Corect. Aici pe multe orașe. Multe orașe, da. Aici am avut o sală de spectacole, Moldavia, foarte frumoasă. Aici unde banca. Da, în toată zona asta erau clădiri foarte frumoase și au profitat de ocazie și au vrut să le dărâme. La fel au vrut să facă și cu această construcție care stătea între blocurile anilor 60. Și ce au făcut? Au trecut printre două geamuri deschise la etajul întâi, o șufă mare de oțel, până aici în centrul intersecției, unde au tras cu tancul de șufa respectivă în speranța că vor dărâma un perete care să justifice dărâmarea finală a construcției. Imaginați-vă cât de puternice au fost tancurile, că au mai fost aduse după aceea, unul, două, n-au reușit să facă asta și au trebuit să lase clădirea în pace. Okay. Din nefericire, clădirea în zilele noastre a urmat un proces de privatizare, apoi unul de retrocedare. Că vedem că e de vânzare acum. Da, o partea care este de vânzare se pare că aparține vechilor proprietari și care nu vor reuși să o vândă din cauza faptului că nu au primit și restul clădirii, care de altfel era tot al lor, rest care a fost vândut prin metodele acelea spectaculoase de privatizare de la începutul perioadei de democrație, Meboș sau cum le, Dumnezeu le mai zicea. Multe, multe astfel de derapaje s-au făcut în domeniul acesta. Vis-a-vis vom vedea, v-am spus mai devreme, o altă clădire emblematică. Este vorba de cea a Tribunalului Buzău. O clădire care a fost realizată de asemenea la începutul secolului al XX-lea, pentru că încă din secolul anterior Buzăul avea o judecătorie, bineînțeles la început de primă instanță, după aceea am avut judecătoria cu două instanțe și într-un final creșterea populației, dar și necesitatea efectuării unui act de justiție corespunzător au condus la realizarea acestei clădiri. Ea era încălzită printr-o instalație cu aburi și avea iluminare electrică și ventilație artificială, un fel de aer condiționat. Adică era o clădire foarte, foarte modernă. Bine gândită. Da, ea este opera, aș îndrăzni să spun, a unuia dintre cei mai buni arhitecți români. Este vorba de Petre Antonescu. Ok. Palatul Crețulescu, Facultatea de Drept a Universității din București, Hotelul Palace din Sinaia, foarte, foarte, foarte multe clădiri au fost realizate de Petre Antonescu și el
a fost inclusiv profesor la Facultatea de Arhitectură. Antonescu este originar din Râmnicu Sărat și a fost solicitat să realizeze proiectul acestei clădiri, în care, iarăși, ca și în cazul altor clădiri, a fost ales un stil românesc, un stil arhitectural românesc. Ne-am oprit un pic, facem un scurt popas la intersecția străzilor Unirii cu Bălcescu, da. Deoarece am amintit noi întreagăt un pic mai devreme că străzile cu numele de Unirii au fost unite la un moment dat. Sistematizarea... Și s-a creat un bulevard. Și s-a creat un bulevard care traversează orașul, da. Și care poartă numele Unirii. El a fost recent renovat, de-aia arată așa bine și curat. Vedem că pe mijloc s-a creat zona pentru autobuze. Cu un transport public civilizat, cu tot ceea ce ține de un oraș de mileniul 3. Da. El spuneam că se intersectează cu Bulevardul Nicolae Bălcescu, cel care este artera principală pentru promenadă, da. Mai ales că un segment al ei în weekend este închis și este destinat exclusiv pietonilor. Asta și copiilor care se joacă. Da. Și unde este acel segment? În continuare, înspre partea stângă vom merge. Ne-am oprit un pic aici doar pentru a marca faptul că suntem în preajma pasajului în care vă spuneam că s-a realizat o expoziție non-formală a tablourilor impresioniste ale lui Ion Andreescu și că suntem în vecinătatea unei alte construcții foarte interesante, dar din păcate fără o prea spectaculoasă istorie. Mă refer la această aripă a hotelului, fostă clădire aparținând Băncii Naționale a României. Sediul BNR din Buzău, odată desființat, s-a vândut această clădire. Investitorul cu hotelul din spate, care nu se vede, dar e un bloc din beton și sticlă, a cumpărat-o, a lipit-o exact cum este, dacă vreți, hotelul Nou Hotel din București. Avem în fața noastră una dintre cele mai vechi școli realizate într-un cadru, într-o construcție propice și încă un stabiliment foarte vechi, ale cărui baze au fost puse la sfârșitul secolului al XIX-lea, sfințirea școlii fiind făcută la 1888. Ea a fost realizată ca școală de fete inițial și mai apoi, după circa 15 ani de la înființare, au fost instituite și primele clase de băieți. Ca o curiozitate, poate nu neapărat ceva foarte spectaculos, clasele și de fete și cele de băieți erau separate, ei neîntâlnindu-se nici măcar în curtea școlii și aceasta fiind separată. Okay. În special clasele fiind separate și ei învățând separat, deci, pentru că învățau lucruri diferite. Clar. Okay. Clar. Școala a primit recent numele aviatorului Bădulescu. O clipă. Mircea Bădulescu, uitasem prenumele. Un erou în cel de-al doilea război mondial, un aviator foarte iscusit care a condus o escadrilă și care a scăpat viu și nevătămat în urma conflictului. Astfel de erou a fost, nu în sensul că a murit în cel de-al doilea război mondial, el a pregătit generații de piloți, astfel școala aceasta s-a considerat că merită să îi poarte numele. În fața ei avem bustul primarului Nicu Constantinescu, cel pe vremea căruia v-am spus a fost construit Palatul Comunal, sediul primăriei municipiului Buzău. Despre celălalt primar, care vă spuneam a avut un singur mandat, Stan Săraru, am omis să vă spun că el a avut o viață lungă, dar extrem de tumultoasă. Mergem înainte pe acest trotuar. După ce a terminat mandatul de primar, a fost luat în război. 4 ani, 5 ani aproape, a participat în teatrele de operațiuni. A fost avansat până la rangul de capitan. Când s-a întors din război, în loc de mulțumiri și merite, regimul comunist i-a confiscat averea. După care, prin 1948, l-a băgat și un pic la pușcărie. Okay. Și abia după ce a ieșit din pușcărie, a reușit să se angajeze în București, de unde a ieșit la pensie și unde a trăit până
undeva prin anii 60. Deci destine destul de grele, mai ales pentru cei care au activat în partidele istorice din vremea respectivă, în special liberalii Constantinescu și Săraru, despre care am discutat. Da. Ne îndreptăm acum către zona restaurantelor și a cluburilor pe care Buzăul le are. Deci există, există viață de noapte? Da, este o zonă în care lumea a ieșit la plimbare dintotdeauna. Aici, ăsta e Facebook-ul Buzăului dinainte de era internetului. Aici se întâlnea, în special în seriile de weekend, toată lumea cu toată lumea. Okay. Dacă lipseai de pe bulevard în weekend, erai fie bolnav, fie plecat undeva, fie pedepsit de părinți. Ok. În dreapta a fost un cinematograf. Deci e chiar acest bulevard pe care suntem acum? Da, și care se continuă cu aleea principală a Parcului Crâng, însuși acest bulevard fiind numit strada Parcului în vechime. În dreapta avem un fost cinematograf transformat în discotecă, club, cum îi mai zicem prezent. O perioadă foarte interesantă a avut când rulau și filme și puteai să stai și la masă, să mănânci, să bei, să fumezi. Adică era o îmbinare între cinematograful clasic cu proiecție pe ecran mare și activitatea de alimentație publică. Da. Aici sunt terasele care, mă rog, la ceas de seară se animă foarte tare, iar în spatele lor, că abia se mai vede, este Casa de Cultură a Sindicatelor, inaugurată tot în anii 70, atunci când vă spuneam că au luat ființă multe clădiri importante ca magazinul Dacia și hotelul din centrul municipiului. Casa de Cultură a avut și ea un parcurs destul de ciudat, mai ales după Revoluție, a fost și magazin de mobilă, a fost și bingo, a fost și cârciumă. Ce n-a fost? Ce n-a fost. Pe stânga sunt galeriile de artă ale municipiului Buzău. Aici a fost vernisată expoziția cu tablouri semnate de Ion Andreescu. V-am spus puțin mai devreme despre primul spital deschis în Buzău, cel înființat la 1792, a cărui activitate se desfășoară și în zilele noastre, pe un alt amplasament și a cărui viață a avut mai multe suișuri și coborâșuri. La un moment dat, acel spital de aproximativ 30-50 de paturi era insuficient, astfel încât, la un moment dat, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, a apărut necesitatea înființării unui nou spital. Așa a apărut acest spital, numit în vreme Spitalul Brătianu, care, așa cum îl vedeți, a funcționat ca instituție spitalicească până în anul 2000. Okay. Din anul 2000 a fost închis definitiv, lăsat în paragină și ulterior renovat cu fonduri europene și transformat într-un frumos centru cultural și muzeal, a cărui activitate este un pic mai redusă decât a Centrului Cultural Alexandru Marghiroman, cu care am început, dar și aici lucrurile sunt abia la început și sunt pe cale de a se așeza într-un normal. Despre istoria acestui spital, bineînțeles că și el a fost în primul război mondial spital de campanie, spital de război militar, da. Iar în timpul celui de-al doilea război mondial, în curtea interioară a căzut o bombă incendiară. Sunt acele bombe care făceau lumină pentru ca din urmă să vină avioanele care efectuau bombardamentul propriu-zis. Pare că a scăpat, nu? A scăpat pentru că bomba respectivă nu s-a aprins și clădirea, în afară de acest incident, altele nu a mai înregistrat. Și el, ca și celălalt spital, a fost în permanență upgradat, cum îi spunem în zilele noastre. I-a mai fost construit un etaj, i-a mai fost construit un pavilion. După război a mai fost introdusă o sală de operații și așa, treptat, a reușit preț de mai bine de un secol să funcționeze. Asta până în anul 1973, când s-a creat spitalul modern de la marginea pădurii Crâng, cu instalații aferente necesare unui act medical corect, corespunzător cu vremurile în care ne aflam. Totuși, v-am spus, și această clădire a mai adăpostit câteva cabinete, în special cel de oftalmologie, până în anul 2000, când activitatea s-a oprit.
Acesta este, deci, actualul centru muzeal și cultural Ice Brătianu. Ok. El este pe, încă o dată vă spun, pe bulevardul care s-a numit odată de asemenea Brătianu. Da. Iar acum cum se numește? Bălcescu. Bălcescu, Bălcescu a rămas și după Revoluție. Și în scurtă vreme ajungem la partea exclusiv pietonală, dedicată copiilor, jocurilor, bicicliștilor, okay. În weekend, din aprilie... Deci cea care se închide pe timpul weekendului, da, din aprilie... Până în toamnă. Ok. Da, următorul popas pe care propun să-l facem este în fața casei unui fost arhitect al municipiului Buzău, el se numește Emil Boianovici, s-a numit Emil Boianovici. Este un cetățean născut în Budapesta, nu a fost nici măcar român de etnie maghiară. Pur și simplu a venit în România, s-a stabilit la un moment dat aici în România și cred că i-a plăcut foarte mult stilul nostru arhitectural, pentru că această casă care i-a aparținut este construită în stilul neoromânesc. Okay. Emil Boianovici a fost arhitect șef al orașului Buzău la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. Vom vedea spre finalul plimbării noastre de astăzi un castel de apă pe care el l-a proiectat. De asemenea, este autorul proiectelor, unor proiecte de sistematizare și al unor proiecte de rețele de apă care s-au construit în Buzău la începutul secolului al XX-lea. Casa sa, vă spuneam, una în stil neoromânesc, are un subsol, parter înalt, un etaj și un pod supra-înălțat. În prezent este aparține unei societăți de asigurări, dar este una dintre clădirile emblematice ale Bulevardului Bălcescu pe care ne aflăm și, de ce nu, ale Buzăului. Puțin mai încolo avem o altă casă, de asta dată însă casă între ghilimele, pentru că buzoienii spun blocului de pe colț Casa Albă, încă de pe vremea dictaturii. Pentru faptul că este albă. Da, și seamănă cu un bloc. Da, dar este Casa Albă pentru că este sediu al prefecturii și în continuare al Consiliului Județean Buzău. Deci okay. Iată legătura cu celebra Casa Albă. Iar în față avem bulevardul care este închis. Segmentul Bulevard Bălcescu, închis, da, circulației auto. El face parte din ce vă povesteam mai devreme, segmentul acela de al promenadei buzoenilor. Deci putem să luăm pe care, prin mijlocul, da, bulevardului. Mergem pe mijloc. Foarte interesant este că până aici, unde bulevardul este blocat, da, s-a întins pădurea Crâng până la un moment dat. Da. După ce a fost tăiată de la biserică, a fost tăiată până aici, pe sediul, pe locul locului din stânga a fost Casa Pădurarului. Deci aici, în stânga, da, noastră. În stânga noastră era Casa Pădurarului. La margine. Da, și de aici începea pădurea Crâng, care într-o altă etapă a fost din nou tăiată până în capătul acestei străzi, unde se văd din nou mașini. Da. Partea spectaculoasă a acestei străzi este, în afară de aspectul ei plăcut și de rolul de relaxare, partea spectaculoasă este că ea găzduiește blocurile făcute în valul 3 de construirea blocurilor pe vremea regimului comunist. Blocurile din stânga noastră, în mod special, sunt mai aparte, deoarece ele sunt primele blocuri turn din municipiul Buzău și au fost construite în anii 1966-1968. Da. Este din nou folosită tehnica aceea spectaculoasă a cofragului glisant, deci din nou este vorba de niște monoliți, okay, destul de solizi. Cei care au trăit în perioada construirii acestor blocuri mi-au povestit la un moment dat că ar avea inclusiv o fundație, terenul ar fi stabilizat prin inserarea unor piloți. Nu sunt foarte convins de veridicitatea acestor lucruri, deoarece aici terenul nu este impropriu construirii. Mai tot Buzăul este din stă pe un pământ, un sol alcătuit din nisipuri și
pietrișuri bine compactate și consolidate. Ok. Aici vedem o biserică. Aici, în această zonă, își aveau locuințele la început cu chirie, ulterior proprietate, mulți nomenclaturiști care lucrau vis-a-vis în conducerea județului și a municipiului. Adică aici lucrau? Adică aici, da. Okay. Casa Albă fiind, v-am zis, sediul al prefecturii și alături okay. Consiliul Județean. Iar blocurile astea, când au fost construite, au fost alocate. Să ajungă repede la muncă, repede la serviciu, da. Să facă treaba cum trebuie. Să vă dați seama cât de importantă era la un moment dat satisfacerea dorințelor sau nevoilor cadrelor de bază ale acestor instituții. Vreau să vă spun că într-unul din blocurile astea locuia bucătarul cantinei partidului, care avea apartament la etajul 1. Așa. Deci dar, nu foarte sus, la 1 se ajunge repede. Sus, de la 4 până la 9, erau date tinerilor speranțe comuniste, okay, ca să fie și ei încurajați, dar cei cu grade mai înalte în societate aveau apartamente la un nivel inferior. Iată, okay, deci bucătarul cantinei Iată. Partidului avea apartament la etajul 1. E adevărat că cât apartamentul nu era, era foarte mare. El a crescut acolo chinuindu-se cu nevasta și doi copii. Okay. Dar pentru zona în care locuia, în care primise această repartiție, putem vedea o importanță crescută a sa în societate. Ne aflăm în fața unei alte clădiri foarte importante a orașului nostru, una despre care v-am vorbit când am pornit în acest ultim traseu. Atunci când vă spuneam că erau câteva repere așa ca clădiri foarte înalte și maiestoase. Una dintre ele este, deci, clădirea muzeului, actualmente a Muzeului Județean Buzău. De ce spun actualmente? Pentru că muzeul ființează aici doar din 1976, clădirea fiind făcută pe la mijlocul anilor 30. Ea a fost între timp școală de fete, școală de copii școlari pe vremea lui Ceaușescu, când erau aici cu un fel de copii instituționalizați sub numele de școala Olga Banci, cu fruntașă a vremurilor, dar multele săli ale acestei imense clădiri și versatilitatea ei au făcut-o și școală generală, și școală populară de arte, și centru, cum este în prezent, de artă al județului Buzău, și, așa cum scrie și pe deasupra intrării, sediu al teatrului George Ciprian din municipiul Buzău. Este un teatru mic, cu destul de frumoasă activitate, dar și sala de spectacole este una tot așa interesantă, recent renovată, ca întreaga clădire, o renovare care s-a finalizat în anul 2015. Ok. Suntem totodată în zona în care a copilărit Mihaela Runceanu, o cunoscută cântăreață de muzic ușoară românească, născută în 1955, a sfârșit tragic la aproximativ 1 noiembrie 1989, dar pentru calitățile ei artistice, ea a terminat liceul de artă șef de promoție, a absolvit conservatorul bucureștean, a fost profesoară la școala populară de artă și a învățat să cânte multe nume mari ale scenei populare românești, scenei muzicii ușoare românești, am considerat necesar să ne amintim de ea ca o buzoiancă renumită, plecată mult prea devreme dintre noi. De asemenea, buzoian este și cel care dă numele acestui teatru, dramaturgul și actorul George Ciprian. Numele său a fost în mai multe rânduri schimbat, ajungându-se la această la acest nume de George Ciprian, trecând pe la Gheorghe și făcând referire la faptul că familia lui era familie de greci din Cipru, stabiliți la Buzău și ocupându-se cu brutăria. Okay. Deci el aici a trăit. Ca dramaturg este mai cunoscut pentru piesa Omul cu mârțoaga și genul foarte interesant din care face parte George Ciprian este unul aparte, el fiind, să spunem așa, un adept al curentului teatrului absurd. Ok. Teatrul acesta mic, vă spuneam, îi poartă numele și
Buzăul are prin această instituție și completarea vieții culturale bune despre care vă vorbeam pe parcursul înregistrării și un festival de teatru, inclusiv manifestări de gen destinate copiilor. Ok, asta e foarte bine. Mergem acum către mândria orașului, către Parcul Crâng. Da. Ceea ce vă spuneam că a mai rămas prin tăieri succesive din pădurea Crâng, odată de acolo de la biserică, doi de aici de la începutul bulevardului. Da. Și iată că ajungem la începutul secolului al 19-lea. Da. Discutăm de anii 1820-1830, când s-a pus problema, destul de, așa mi se pare, destul de devreme, ca buzoienii să aibă un loc în care să meargă, să se plimbe, să se simtă bine. Crângul a urmat mai multe etape de amenajare, da, una mai consistentă fiind la mijlocul secolului al XIX-lea, până și bufetul din Crâng a fost construit și reconstruit în vreo 6 etape. Okay. Forma actuală pe care o are este o combinație între arhitectura elvețiană pe care a avut-o inițial și cea românească prezentă, ați observat, la tot pasul în zonă, în construcțiile de la noi. Dar despre Crâng, vorbind, nu trebuie să vorbim numai despre bufet. Așa. Trebuie să spunem că el era un loc important de promenadă, era un loc important în care cânta fanfara în vremurile în care nici măcar radioul public nu exista, deci făcea un pic de propagandă cu muzicii, un pic de cultură muzicală. Da. Râsul este că, dar este o foarte frumoasă inițiativă, că în anul 2010 s-a reluat această activitate, această obicei de a cânta fanfara în Crâng. Iarăși un lucru foarte bun, da? Da, da, da. Dincolo de aceste aspecte, mai mult sau mai apropiate sau mai îndepărtate de vremurile noastre, este foarte important de spus că în acești codri au locuit oameni din cele mai vechi timpuri. S-au descoperit vestigii, inclusiv în pădurea Crâng, atât din epoca de piatră, cât și din epoca bronzului și mai apoi din epoca fierului. Okay. Deci aici este un teritoriu pe care oameni, încă dinainte de apariția dacilor pe aceste meleaguri, oamenii au existat. Trăiau aici, da. Au existat, da. Da. Iată, avem parcul în față. Da, sistematizarea lui a constat în a realiza această alee principală în continuarea bulevardului pe care l-am parcurs, da. A două alei paralele, iar din centru a mai multor alei radiale. Suntem în Crângul Buzoian, am intrat deja în această parte numită Parcul Crâng. Parc care, pe de altă parte, nu putem să nu zicem, este foarte curat. Nu facem comparații, zicem doar atât. Este și curat, este și frumos, este... Uite, îmi place puțin cadrul. Este un adevărat monument al naturii și... Este îngrijit, îmi place. Da, autoritățile îl îngrijesc. Se pare însă că și buzoienii îl respectă și păstrează curățenia, pentru că, într-un fel, cam așa funcționează totul, pe principiul acțiunii și reacțiunii. Adică dacă omul vede că autoritățile fac, apoi și el... Să supun și ei. Da, da, au și ei grijă. Da. Ei, noi intrați în acest parc Crâng, trebuie să, nu putem să nu observăm, în spate avem un stadion. În spatele bisericii. În spatele bisericii, mai puțin important. În demersul nostru, mai puțin important, el pentru competițiile sportive și este pentru echipa locală de fotbal este important. Dar pentru ce facem noi acum? Da, noi ne-am oprit în fața acestei bisericuțe, pentru că chiar așa îi spune, bisericuța din Crâng. Poate puțină lume știe că este supranumită sau numită Sfânta Filofteia. Bisericuța aceasta a fost ridicată la începutul secolului trecut pentru a marca un vis pe care un călugăr l-a avut. El era de la o mănăstire din județul Neamț și a apărut în vis Maica Domnului, care i-a spus să vină aici să ajute la ridicarea acestei biserici. Biserica mai are la
bază și a primit numele Sfintei Mucenițe Filoftea, pentru că în urma unei secete foarte puternice pe care o înregistram undeva spre anul 1867, ultima cale sau una dintre căile de a încerca să aducem ploaia a fost aceea de a aduce moaștele acestei sfinte originare din România, dar care a slujit în Biserica Ortodoxă la sud de Dunăre foarte mult, pentru a îndupleca divinitatea să ne dea ploaie, lucru care s-a și întâmplat și atunci, iată, a apărut motivul ridicării acestei biserici. De la anul 1867 până când s-a construit biserica la începutul secolului al XIX-lea, aici a fost ridicată inițial o cruce, o troiță și ulterior această biserică. Biserica are o audiență destul de ridicată, chiar dacă... Are o amprentă diferită pentru că e mică. Și foarte mică. O plac inclusiv generațiile de tineri care vin în crâng. Nu vă spun ce este noaptea de înviere aici. Plin. Da. Stadionul din Crâng, pe care vă spuneam, îl avem undeva în stânga noastră acum, da. Este... A fost din anii 40 împrejmuit cu tribune din lemn, dar după ce acestea au ars în 1960, a apărut necesitatea realizării tribunelor zidite, lucru terminat undeva în anii 80 cu ridicarea tribunei mai înalte și de atunci avem și acest stadion, care acum a servit și adunărilor populare atunci când erau spațiu evenimente mare, de... loc deschis, da. Dar și unor concerte uriașe care au avut loc pe stadion okay. a servit. Da, e mult concerte? Spus un spațiu... concerte din acestea cu uite. Mulți artiști români. Un clasic program de varietăți da? cu artiști români. A fost încercarea chiar reușită a unui impresar local care a vrut să facă ceva mare. Okay. Deci el lucra într-o cârciumă unde a fost de toate, inclusiv DJ, și la un moment dat a început să aducă artiști care să cânte în cârciuma respectivă și apoi da. A gândit dacă s-a gândit să o facă mare, a făcut-o a zis să o facă la un nivel mai mare. La cel mai mare. Și a făcut-o pe stadion. Și a făcut-o deci pe stadion, a reușit. Da, un fel de Untold al anilor okay. 90. Bun. După ce a reușit și a cumpărat Porsche, pe care l-a condus prin oraș fără permis. Și cred că i s-a înfundat după asta, i s-a înfundat un pic, după care a plecat în București și a evoluat, devenind DJ Sava. Aha. DJ Sava. M-am făcut o surpriză, nu? Au o melodie, da. Da, da. Așa este. Pe ultima oară m-am întâlnit cu el pe Arena Națională înaintea unui meci de fotbal și îl întrebam ce planuri mai are. Zic că vreau să scot acum o piesă, se numește Aromata. Fugi, mă, deci asta e denumire. Cum adică Aromata? Bineînțeles că a avut succes. Că... A rupt. Trecuse da. De etapa cu Tenerife. Ok. Da, asta ca... ca paranteză. Ne îndreptăm spre zona centrală a parcului, da. Cea dedicată punctului de plecare al aleilor radiale despre care vă vorbeam atunci când v-am spus că s-a sistematizat acest parc. Deci e vorba de străzi, de asta alei este paralele, principala, da? Două paralele stânga-dreapta exact. Cu ea și în centru un punct din care pleacă alei radiale. Am ajuns în centrul parcului. Nu poate fi decât un semn bun ceea ce vedem aici. Da, este un semn bun... Un semn care ne îndreabnă să privim spre viitor. Ar fi poate chiar nimerit să încheiem aici plimbarea noastră, okay. sau poate nu. Dar spun că ne îndreabnă să privim spre viitor pentru că el a fost ridicat cu ocazia împlinirea 1600 de ani de atestare documentară a municipiului Buzău, povestea pe care v-am spus-o la început cu martirizarea lui Savagotul în apele râului. Da. Deci, regimului comunist se pot imputa multe, dar despre patriotism și despre cinstirea înaintașilor nu poate fi vorba că n-ar fi ceva adevărat. Iată această lucrare, realizată de sculptorul ploieștean Gheorghe Coman, vine să întărească lucrul ăsta și ea reprezintă, încă o dată spun, un omagiu adus înaintașilor la... pe fețele obeliscului, sculpturile cam asta reprezintă, imagini din istoria României,
încă o dată, cu ocazia împlinirii a 1600 de ani de atestare documentară a Buzăului. Okay. Obeliscul, după cum vedeți, intră într-un proces de renovare acum. El este conceput dintr-o piatră un pic cam moale și de aceea, fiind o piatră cu ceva resturi organice, atrage ciuperci și alte organisme de care periodic trebuie curățat. Obeliscul, evident, are în vârf un paratrăsnet, iar în pământ o fundație de 14 metri. Okay. Și de numele celui care l-a sculptat, de numele lui Gheorghe Coman, se leagă și tabăra de sculptură Măgura. Este vorba de o tabără de sculptură inițiată în 1970, tot pentru a sărbători 16 secole de atestare documentară. Urmăriți numărul 16. Din 1970, timp de 16 ani, 16 secole, da? Da. În fiecare an câte 16 sculptori au venit și au făcut acolo 16 lucrări. 16 ori 16, 256 de lucrări monumentale, sculptate în piatră de Măgura, de aceea îi spune de Măgura, adică din localitatea Măgura, de aceea îi spune tabăra de sculptură Măgura. Și ea, o lucrare amplă, acum în patrimoniul Muzeului Județean, ca sit al Muzeului Județean, o tabără de sculptură care ne-a prilejuit, pe de o parte, lansarea multor sculptori, artiști tineri, pe de altă parte, am primit de la ei niște opere de artă, iar ei ulterior, au devenit niște nume mari, apoi noi ne-am mândrit cu faptul că, uite, avem și noi de la acești sculptori, gen Nică Petre, că ați filmat la Brăila, Brăila, da. Lazar Băciucu, în sfârșit, sunt multe nume mari. În total, acolo au venit 163 de sculptori, okay, din cei 256. Unii au venit de mai multe ori, mai ales Gheorghe Coman, care a participat la toate edițiile, și, după umila mea părere, care a realizat, fiind un sculptor mai copt la vremea respectivă, mai matur, a realizat cele mai frumoase lucrări, unele dintre ele dedicate martiriului brâncovenilor, doamnei Neagă, a fost asoția domnitorului Mihnea Vodă Turcitul, și alte lucrări. Deci acesta este centrul parcului, de la care vă spuneam că pleacă alei radiale. Da. În partea din dreapta noastră au fost sere pe vremea regimului, acum se mai văd probabil câteva solarii, și bineînțeles în acele sere de flori era la vreme de 1-8 martie marfă de contrabandă, marfă de foarte, foarte greu de găsit. Totodată, vorbind foarte serios, chiar locul acesta este unul dintre locurile în care s-au descoperit vestigiile de pe vremea, vă spuneam, epocii de piatră, epocii bronzului și epocii fierului, aflate în această, să zic, parte de pădure, pentru că astfel de vestigii au fost descoperite și dincolo, mai aproape de oraș, dar și în multe, foarte multe locuri din județ. Da. Haideți să vedem la final și două dintre atracțiile Crângului, Heleșteul și Bufetul. Și până atunci aș vrea să zic că apreciez faptul că nu a fost vandalizat cu graffiti acest obelisc. De obicei, în alte locuri le vedem desenate. Corect. Deci apreciem da, mult că aici nu s-a întâmplat asta. Da. Putem vedea undeva în lateral foarte mulți stejari plantați în memoria unor eroi. Și o placă comemorativă aflată un pic mai încolo amintește de cei 775 de eroi căzuți în primul război mondial. Lor le-a fost dedicat prin sădire aici, fiecăruia în parte, de fapt, câte un mic stejar. Foarte frumos. Asta este despre un demers mai nou al autorităților. Bineînțeles că este lăudabil atât pentru primenirea pădurii propriu-zise, cât și pentru păstrarea memoriei înaintașilor. Ne aflăm în partea destinată Bufetului din Crâng, da. O clădire pe care vă spuneam că au renovat-o și reconstruit-o de vreo 6 ori în timp.
La început ea fiind făcută într-un stil elvețian, ulterior, pe măsură ce i-a fost adăugat etajul, stilul elvețian s-a combinat cu stilul românesc, al caselor cu pridvor și cu foișor din zona deluroasă și din zona montană, din zona Chioșdului a județului Buzău. În lateral avem tot din cadrul sistematizării parcului de la începutul secolului al XX-lea un eleșteu, datorită faptului că el a fost păstrat, curat și îngrijit în permanență, o să vedem, sunt, uitați acolo, sunt rațe. Le vedem, da. Mm-hmm. Și, bineînțeles, au mai fost construite o insuliță, pe care acum este de asemenea un restaurant, o grotă artificială. Este un eleșteu pe care cred că, dacă mai există cerere, oamenii se mai pot plimba cu barca sau cu hidrobicicleta. Da. Mergem spre partea, să spunem așa, de margine a zonei în care buzoienii se pot plimba și vom ajunge la Castelul de Apă, o construcție pe care, vă spuneam mai de mult, a proiectat-o arhitectul șef al municipiului Emil Boianovici. Ok. Da, și din nou un exemplu de bună practică și de curățenie în acest parc. Vă puteți uita eleșteul din Crâng, care are mai bine de 100 de ani, pentru faptul că este bine întreținut, a fost găsit și de păsările sălbatice care vin an de an. Uneori vin și lebede în acest parc, dar rațele sunt în principal pe domeniul lor. Suntem, vă spuneam, în vecinătatea celor două castele de apă, cel de cărămidă pe care îl vom vedea un pic mai târziu, este cel despre care v-am vorbit deja, ca fiind opera a arhitectului Emil Boianovici. El era parte dintr-o structură de alimentare cu apă, care prevedea, în afară de acest foraj, rețeaua prin care apa era adusă în oraș și rețeaua de canalizare aferentă. Acesta a fost primul foraj însemnat al pentru municipiu. Ca să spun așa, succesul lui a fost imediat dublat de forarea unor altor surse. De ce se forează pentru apa aici? Deoarece pădurea aceasta, care vă spuneam că este o rămășiță a codrilor Vlăsiei, întinsă de aici până la București, pădurea aceasta ține pânza freatică foarte aproape și totodată o ține și foarte pură. Buzăul, la un moment dat, având o apă foarte, foarte bună, un aspect în acest sens fiind și crearea fabricii de bere care există la noi în oraș, nu foarte departe de aici. Și încă mai funcționează? Și încă funcționează, pentru că este în grupul Ursus, în grupul South African. Da. Această calitate ridicată a apei potabile buzoiene a fost ulterior alterată prin prezența rocilor care i-au dat, rocilor carcaroase care i-au dat o duritate extremă. Okay. Și totodată degeaba a fost apa foarte bună, filtrată, curată de aici, de sub codrii Vlăsiei, dacă ea în adâncuri a dizolvat rocile calcaroase dintr-un fost fund de mare, cum este această zonă, și s-a îmbunătățit în calcar, devenind o apă destul de dură și improprie multor activități, în special industriale, dar și casnice. Da. Haideți să vedem mai de aproape cele două turnuri de apă. Turnuri de apă. Da, iată, ne ajungi în fața castelelor de apă. Cum vă spuneam, din punct de vedere tehnic și social, foarte, foarte importante în vreme, dar totodată și un exemplu că s-ar putea face mai mult. Adică dacă acest parc arată foarte bine, dacă multe alte zone din oraș arată foarte bine, semn că autoritățile fac lucruri și pentru mileniul 3, nu numai cele referitoare la nevoile primare, iată că aici este un punct cu virgulă, în sensul că despre istoria acestor locuri s-ar putea vorbi mai mult. Dacă
vestigii ca acesta ar fi mai mult puse în valoare. Da, probabil în anii viitori se va întâmpla asta, la fel cum spuneam și despre casa în care a locuit Ion Andreescu, la fel cum spuneam și despre beciurile din strada cu Zavodă, unde actualmente nu prea se poate intra, da, și, din păcate. Dar pe viitor poate, și pe viitor poate vom merge și în turnul primăriei să facem o panoramă și să adăugăm acestui film lucruri noi și să putem spune că, iată, cu câțiva ani în urmă aveam ceva, acum avem mult mai mult. Eu sunt un optimist din fire, de aceea cred că se va întâmpla și asta. Eu la fel. Și de aceea cred că diferența e doar de timp. Da, și sperăm ca timpul să fie cât mai mic până se va întâmpla asta. Da, noi oamenii ne dorim cât mai repede, probabil cu cât suntem mai în vârstă simțim că nu mai avem suficient și ne dorim, suntem mai puțin răbdători. Deci suntem în vârstă, de fapt. Dar sunt, fiind optimist, sper ca și generațiile viitoare să moștenească partea asta de istorie despre care am vorbit noi astăzi, să o înțeleagă, să o valorifice, da, să o dea mai departe. Exact. Pentru că până la urmă cred că ăsta este și unul dintre scopurile pentru care voi ați realizat acest, exact, film. Ne-a plăcut foarte mult ce am văzut, ca în fiecare oraș găsim anumite locuri din aceste orașe care să ne placă. Ne place foarte mult parcul, ne place istoria, ne place clădirea primăriei și mult mai multe. Nu stăm acum să le punem pe listă. Emanuel, îți mulțumim tare mult pentru că ne-ai adus și ne-ai plimbat prin aceste locuri. Și eu vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acest film și, bineînțeles, sper să ne mai întâlnim, să mai vorbim despre asta, despre alte lucrări pe care le-ați mai făcut și să venim mereu cu vești noi și cu... Cu mare plăcere și, apropo de asta, o să lăsăm datele de contact lui Emanuel în descriere. Dacă vreți să faceți un tur în această zonă frumoasă, da, au apărut, puteți să-l contactați. Au apărut cereri pentru ghidaj turistic în municipiul nostru, iar dacă tururile vor fi mai lungi, ca cel care face subiectul acestui film, sau mai scurte, cum voi avea luna viitoare un grup, asta rămâne doar la alegerea celor care ne-au urmărit și care au putut vedea câte ceva și ulterior vor putea selecta ce să vadă din ceea ce noi le propunem. Îți mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc încă o dată.